Bună seara la o nouă întâlnire la Cafeneaua Complexității, care se desfășoară o dată la două săptămâni, lunea, în aula Universității Transilvania. Le spun bună seara și celor care ne urmăresc acum pe internet. Suntem deja o colectivitate pe internet, pe uitam așa 2-3.000 de vizualizări, deci imaginați-vă că această sală, care deja mă bucur tare că văd fețe tinere și multe, deja începe să se propage și în afara zonei. Gândiți-vă că sala ar avea încă 2.000 de persoane care acum stau poate mai comod, știu eu, acasă cu cafeluța reală în față. Noi zicem Cafeneaua Complexității, dar încă nu este și cu cafeneaua alături. Sperăm ca din sezonul următor, de undeva din ianuarie, când reîncepem, să avem măcar afară un pic, așa un mic bufet cu o cafea, o prăjitură, ceva, așa ca să avem și o stare corespunzătoare. Ca de obicei, la început, doar reiterez acest, să zicem, misiunea care am asumat-o. Este deja un colectiv pe lângă Centrul de Studii Complexe, este un ONG pe care l-am fondat în 96, deci sunt deja niște 23 de ani. În acea organizație ne-am propus să putem difuza în societate cunoștințe care au o titulatură mai ciudată numită Știința Complexității, e o etichetă. În spate este de fapt portofoliul de gândire care este specific pentru etapa următoare. Copiii noștri, dacă nu vor înțelege esența acestui nou vocabular, pe care și noi l-am asimilat la altă etapă, în perioada veche, și l-avem la purtător, numai că nu se mai potrivește ce am învățat noi cu ce au ei nevoie, și nu vom găuși să-i ajutăm și să ne ajutăm între noi să putem transfera această cunoaștere în social, nu putem merge mai departe. Și atunci trebuie să găsim niște locuri, pentru că nu poți să faci această schimbare direct în social, dând o lege la minister, că nu avem cu cine să o umplem. Și atunci ea trebuie să apară întâi organic, niște semințe care treptat să dezvolte, să ofere variante, să ofere după aceea un networking, o relaționare și dacă este ceva util acolo, societatea va îmbrățișa. Și atunci scopul nostru a fost să facem asemenea prilejuri, deci suntem un fel de designer de prilej. Ce înseamnă un prilej? O tabără, o școală de vară, o cafenea, o discuție, un parc. Cel mai tăznite forme posibile de întâlnire, nu pentru toată lumea. Că dacă mergem și facem un interviu pe societate, o să vedeți că a rezista mai mult de 10 minute, poate 5% din populația intervievată. Dar pe aia 5% îi vrem. Deci dacă tot ați venit aici, mă țineți minte că săptămâna următoare, adică din fiecare lunea, e o altă întâlnire în care încercăm să transferăm chiar cunoștințele respective, nu numai să aducem cât un invitat de marcă, și din cele două tipuri de întâlniri, una de transfer de cunoaștere și una de invitat, încercăm să formăm grupe de studiu. Scopul nostru nu e numai să emitem și să formăm o bază de date pe internet care a memorizat acum sute de ore de discuții cu personalități importante în ce se numește canalul YouTube CSC România, într-un cuvânt. Dar ideea de bază e să formăm grupe de lucru. De aceea uitați-vă unul la altul, asta tot încerc să... Sunteți o selecție din punctul meu de vedere, că ați venit aici, poate... În orice caz, nu se dă o diplomă, nu se dă ceva, sunteți aici. Înseamnă că aveți ceva mai mult decât restul lumii și poate aveți o energie internă. Noi trebuie să o colectivizăm pe niște teme și să ofertăm asemenea persoane ca mentorat ca să putem începe. Putem să discutăm mentorat, deci nu trebuie să vină aici decât o dată, după care putem să discutăm pe internet. Avem teleconferințe, telemuncă, dânsul are și pe telefon Skype-ul care poate să intervină la mijlocul discuției oricând. Dar trebuie să avem cu cine. Adică există paradoxal o ofertă și nu este încă o cerere. Și atunci noi încercăm, în aceste întâlniri informale, să generăm un portofoliu de teme și un portofoliu de oameni care, în clipa care se întâlnesc în jurul unor teme care sunt asumate, sigur vom găsi și finanțare. Inversăm puțin rolul. Nu întâi fac proiecte de finanțare și pe aceea caut oamenii ca să umple... Nu merge. Întâi îmi fac tema, îmi fac colectivul, lucrăm un pic împreună, vedem că funcționează, ne-am structurat ca atare, avem deja ce spune și în clipa respectivă căutăm un finanțator. Și nu totdeauna trebuie să fie un program de 1 milion de euro. De multe ori cu 200.000 de euro sau cu 5.000 de euro poți să faci niște lucruri, depinde de oameni. Așa că, declarând încă o dată că aceasta este scopul principal al acestor cafenele și arătându-vă că există pe pagina încă o dată YouTube a Centrului de Studii Complexe CSC România toate înregistrările, sute de ore cu personalități de la, știu eu, filozofie, teologie, matematică, toate dimensiunile respective, ajungem la ziua de astăzi, unde zic eu că avem o șansă din multe puncte de vedere deosebită, pentru că nu poți să faci ceva serios fără să ai o viziune. Iar ca să ajungi să generezi o strategie de implementare, trebuie să ai capacitatea întâi intelectuală să decodifici viziunea, care viziunea este deja foarte fluă.
Tranziția la strategie, ca după aceea să-i găsești și tactici de implementare, este totuși o disciplină care este și artă și știință. Și care, într-un fel sau altul, are ca reprezentant, din punctul meu de vedere, și serios și inovativ și mai departe, pe domnul profesor Brătianu. Mai avem aici un pilon important și îmi permit pe domnul Ioan Petrescu să-l arăt aici, care dânsul este un exemplu din mai multe puncte de vedere. În primul rând, nu își trădează vârsta și stau și mă întreb, probabil că atunci când ai în tine o dorință de a face ceva tot timpul, te ține viu, domnule, și se simte și pe structură. N-ai zice că a depășit 90 de ani. Și este totuși unul dintre oamenii care au fondat tot această idee de management. Acum vreau să atrag un lucru. Avem instrumente, dar știți care e tragedia? Am început să nu mai avem conținut. Instrumentul a fost util ca acel conținut intelectual, conceptual să poată fi implementat. Pe când se schimbă conceptul și apare radio cuantică, nu are nicio legătură cu producția de piese și de nimic, e altă lume, degeaba îi fac, că s-ar putea să aibă nevoie de alt management, de alte rafturi. Și acum noi ne-am obișnuit să facem rafturi, le marganizăm și avem senzația că dacă știu să organizez, și mi-a dat seama că n-am cu cine și n-am ce, că nu știu ce. Când de timp s-a schimbat modul în care se produce, modul în care se discută. Așa că despre management și educație avem o persoană deosebită care îi mulțumesc din suflet că a fost aici și este aici cu noi și nu numai acum cu acest prilej. Este din suflet pentru că, cum să spun, sunt niște oameni care nu e nevoie să fie conexați fizic. Ei sunt conexați prin ceea ce gândesc, ceea ce fac. Și se vor vedea conexiunile în social în timp. Mulțumesc că ați acceptat și încă o dată bine ați venit la noi. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru această invitație, care tot la o cafea, sigur că a fost discutată cândva într-un eveniment al Academialelor de Știință. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți prezenți aici. Mulțumesc virtual celor care au răbdarea acasă să ne urmărească și singura mea dorință este ca să puteți să mă urmăriți, pentru că așa cum am urmărit și eu o serie întreagă de expuneri pe YouTube, cei care au fost invitați au încercat să iasă puțin, să spunem, din rutina de gândire cu care suntem obișnuiți, mă rog, cum se spune, out of box. Deci, voi încerca să vă provoc, voi încerca să vă spun lucruri simple, banale aparent, dar de fapt nu sunt chiar atât de simple, ci țin mai mult de complexitate, pentru că undeva, dincolo de ceea ce vedem, până la urmă regăsim în mentalul nostru niște structuri care nu ne lasă să mergem undeva mai departe. Și încerc în seara aceasta să trezesc curiozitatea dumneavoastră. După ce voi expune aceste idei, sunt deschis la orice întrebare, dar la orice întrebare. Și sigur că dorința mea este ca la sfârșitul acestei întâlniri, fiecare dintre noi, inclusiv eu, să putem să ne bucurăm că am fost împreună și că am făcut acest efort până la urmă să fim prezenți aici, și eu și dumneavoastră. Și mulțumesc încă o dată domnului profesor Florin Munteanu pentru invitație. Să nu vă sperie titlul când zic gândire strategică. O să vedeți că până la urmă fiecare dintre noi putem să gândim strategic, asta este ipoteza de la care am să plec și concluzia finală. La orice vârstă, noi suntem capabili să ne dezvoltăm această gândire undeva spre gândirea strategică de care avem nevoie. Iar cercul vicios pe care îl putem sparge în această societate este educația. Eu, ca profesor, spun acest lucru, dar o spun și prin faptul că au fost ani când am lucrat la Ministerul Educației, fiind directorul general pentru învățământul superior, și când mi-am dat seama, lovindu-mă de multe probleme, că acolo, în acest cerc al educației, putem să acționăm și fiecare dintre noi putem într-un fel sau altul să contribuim, începând cu noi și după aceea cu ceea ce este în jurul nostru. Deci, încă o dată, vă provoc și am rugămintea să intrați în joc cu mine, că altfel este o conferință. Nu este o conferință, este o cafenea. Deci, lasă-te! Acum, dați-mi voie să încep cu ce... Nu, chiar mă întrebam cu ce am să încep. La hotel, înainte să vin, m-am dus să dau o cafea. Și baba nu un tânăr.
Și fiind numai noi doi, sigur că m-a întrebat ce-i cu mine și așa mai departe și zic, știind că hotelul este prins în acest network, cu, să zicem, aceste evenimente și este o sponsorizare, mă gândeam că poate fi avut și el habar de aceste chestiuni și zic, domn profesor, Florin Munteanu m-a invitat la o întâlnire, cafeneaua complexității. Și tânărul se uită la mine și zice, adică atunci când ești complexat, trebuie să bei o cafea? Da. Ai zis-o foarte serios și, mă rog, a trebuit să îi explic despre ce este vorba. Așa că sper că nu suntem complexați, tocmai suntem relaxați de la cafenea. Ok, prima provocare. Astăzi este luni. Ce zi din săptămână va fi mâine? Astăzi este luni. Ce zi din săptămână va fi mâine? Mâine, marți. Marți, ok. Nu vă dau răspunsul acum, urmăriți-mă și o să găsim un răspuns după aceea. Gândirea strategică, încă o dată să nu vă sperie, este gândirea despre viitor. Sigur, încerc să găsesc termen cât se poate mai apropiați de gândirea noastră de fiecare zi. Dar întrebarea este și ce este viitorul? Și de fapt întrebarea este nu ce este viitorul, ci mai ales care este percepția noastră despre viitor, pentru că viitorul meu e diferit de viitorul domnului profesor sau de viitorul dumneavoastră. Fiecare avem un viitor. Mai mult decât atât, în limba română noi spunem viitor, dar în limba engleză se folosește foarte frecvent, în special în business, viitoruri, futures. De ce? Pentru că undeva, cândva, sunt mai multe scenarii posibile de viitor și fiecare scenariu e un viitor în sine. Deci noi ne confruntăm cu o gândire pentru niște viitoruri posibile. Ok. Deci sunt în fața dumneavoastră. Dacă aș fi afară și m-aș uita, să zicem, spre tâmpa și mi-aș propune mâine să ajung pe vârful tâmpa, pentru mine să ajung acolo reprezintă un viitor. Sau mă rog, dacă am un alt vârf de munte și mă gândesc să ajung acolo, reprezintă un viitor imediat. Merg spre acest viitor. Cu alte cuvinte, axa principală a gândirii mele, a gândirii noastre, este următoarea. Aici este prezentul, în spatele meu este trecutul și în fața mea este viitor. O să spuneți că e ceva banal, că toată lumea e de acord și cunoaște acest lucru. Este ok. Numai că, anumite lucruri ni se par atât de normale încât le considerăm și naturale, cu alte cuvinte, peste tot. Aici eram pe lacul Titicaca, între Bolivia și Peru, și eram în costum bolivian, ca să spun așa, și reflectam la următoarea problemă. Cum percepem viitorul? Pentru că citisem și am folosit această oportunitate să stau de vorbă cu localnicii și am întrebat pentru voi unde este viitorul când eu stau și privesc. Și ei mi-au spus, aici este unul dintre evenimentele la care participam în această excursie, că viitorul se află în spate. Deci viitorul pentru ei în cultura lor, cultura aimara de peste 5.000 de ani. Vorbim de o cultură de peste 5.000 de ani. Viitorul se află în spate, aici este prezentul și în față se află trecutul. Și este interesant că mai naturală este această gândire decât gândirea noastră. De ce? Pentru că viitorul e ceva pe care nu îl știm. Cum poți să spui că viitorul e în fața ta când tu vezi totul? Adică tu știi la ce te aștepți. Ei vin și spun, nu domnule, eu nu cunosc viitorul. Cunosc numai trecutul, că am trecut prin el. Și de aceea am această reprezentare. Ideea pe care vreau să vă transmit nu este cine are dreptate. Dreptate au și unii și alții. Și modul în care o anumită cultură, configurată și ea de un anumit mediul geografic, istoric și așa mai departe, vine să ne modeleze nouă modul în care gândim despre viitor și axa principală a timpului.
Aici este un experiment foarte interesant, realmente interesant, s-a făcut în toată lumea. De la copii la oameni în vârstă. S-au pus 3 etichete aranjate alandala pe o masă, micul dejun, prânzul și masa de seară. Iar cei care participau la acest eveniment, 10.000, sigur, în diferite țări, li s-a spus, aranjați într-o anumită ordine care vreți voi aceste etichete. Fără să vă arăt rezultatul, cred că puteți anticipa, încercați să anticipați rezultatul. Micul dejun, prânzul și masa de seară. Toți cei de cultură anglosaxonă, Europa, America și culturi apropiate, au pus micul dejun, prânzul și seara. De ce? Pentru că percepția noastră despre timp este trecut, prezent și viitor, pentru că noi scriem de la stânga la dreapta. Și când scriem, noi gândim de la stânga la dreapta și timpul ca atare ne însoțește de la stânga la dreapta. E simplu. Da, dar noi considerăm că așa toată lumea gândește. În momentul în care experimentul s-a făcut la cei de cultură arabă, care scriu de la dreapta la stânga și etichetele au fost puse invers. Cu alte cuvinte, pentru ei timpul zboară, dacă vreți, de la dreapta la stânga. Cine are dreptate? Problema nu e cine are dreptate. Problema este să ne gândim că sunt diferite culturi cu percepții diferite ale timpului. Și dacă ne ducem la o multinațională unde sunt și americani și europeni și arabi și discutăm despre viitor, atunci chiar că contează. Vreau să spun că noi gândim metaforic. Sunt o serie întreagă de experimente făcute, teoreticieni de marcă, care vin și ne spun că de fapt în subconștientul nostru întotdeauna căutăm analogii, mai ales pentru lucrurile pe care le știm mai puțin. Și pornim de la ceea ce știm foarte bine și transferăm o serie de atribute spre ceea ce știm. Întâi a apărut spațiu, undeva acum zeci și sute de mii de ani. De ce a apărut spațiul? Pentru simplu fapt că vânătorul trebuia să nu intre în copaci, ci printre copaci. Nu trebuia să se izbească de stâncă, ci trebuia să intre în peșteră. Deci pentru el spațiul, relația dintre corpul lui și obiectele din jur era importantă. Timpul era soarele. Și atunci noi am învățat ce este spațiul și după aceea am vrut să înțelegem timpul, care este și abstract, prin spațiu. Și am creat o metaforă. Și sunt două tipuri de metafore prin care se produce ceea ce se numește spațializarea timpului în filozofie. Aceasta este una dintre ele. Observatorul se deplasează. Eu sunt observatorul. Pentru mine timpul, în subconștientul meu, este această suprafață și eu vin spre dumneavoastră și mă deplasez în timp. Deci vin cu trenul de la București la Brașov și am evenimentul 1, Ploiești, evenimentul 2, Sinaia, evenimentul 3, Predeal și ajung la Brașov. Deci merg spre viitor. Și asta este în concordanță și cu metafora în care viitorul se află undeva în fața mea. În limbajul curent, voi veni la tine săptămâna viitoare. Voi veni la tine săptămâna viitoare. Mă uit la ceas și spun peste o oră sunt la Brașov. Invers, timpul se deplasează. Deci eu stau, observatorul stă și timpul vine spre mine. Evenimentul 3, evenimentul 2 și dintr-o dată mă trezesc cu viitorul în fața mea. Am și în limbaj așa ceva. Timpul zboară. Deci nu eu. Timpul zboară. A venit timpul sărbătorilor de iarnă. Nu m-am dus eu la Crăciun. Crăciunul vine la noi. A venit Crăciunul. A sosit anul nou. Dacă vă aduceți aminte, dumneavoastră sunteți mai tineri, dar cei din generația mea, prin 1970 ceva, era un bestseller care se numea Șocul viitorului, de Alvin Toffler. De ce șoc? Pentru că în această cultură, când timpul vine spre tine, dacă tu nu ești pregătit, ești terminat. Și nu știu dacă v-ați gândit, pentru că acum, sigur, prin internet, prin televiziuni, prin excursiile pe care le facem, prin modul în care noi îi copiem pe americani, sigur că lucrurile nu mai sunt atât de clare. Dar când eu eram în liceu și făceam sport și făceam diverse concursuri, profesorul spunea la 3, dau startul. 1, 2, 3, start! Și porneam.
În America încet îmi se zice 1, 2, 3. Se zice 3, 2, 1. Deci, în cultura noastră, 1, 2, 3, start, merg spre, în cultura americană, este invers. Acum vine anul nou, în Times Square, nu? Toată lumea zice 10, 9, 8 și sosește anul nou. Deci anul nou vine spre mine. O să mă întrebați, e și ce cu toată povestea asta? Păi este că în afaceri, când îți construiești și îți dezvolți o strategie, trebuie să ții cont de ambele percepții ale timpului. Te duci spre viitor, dacă și numai dacă, timpul stă și tu te duci spre viitor. Dar dacă timpul vine spre tine cu o criză economică, ești pregătit sau nu ești pregătit? Fapt pentru care întreaga gândire strategică acum se schimbă și vorbim nu numai de acele strategii pe care eu mi le programez, planific. Planificarea strategică deja este un cuvânt, care nu se, o expresie care nu se mai folosește. Vorbim de strategii emergente, ceea ce se produce acum pentru că timpul a venit spre mine, ca o schimbare rapidă. Și atunci răspunsul la întrebarea de la început. Astăzi este luni, este ok. Și acum, ce zi a săptămânii va fi mâine? Păi este în funcție de cum percep timpul. Sigur că e greu să accept că mâine este duminică. Dar dacă timpul vine spre tine, ăsta este sensul. Acum, dificultatea de a înțelege provine și din faptul că acest calendar pe care noi îl avem este de sorginte latină. Deci pe undeva tot cultura noastră este și se mai leagă de ceva ce am să spun după aceea cu cultura liniară. Și avem luni, marți, miercuri. Dar ideea este de cum mă plasez eu în timp și cum vine timpul spre mine sau eu mă duc spre timp. Și în funcție de această percepție îmi pot dezvolta ce vreau eu să fac într-un anumit viitor. Și cum reacționez atunci când viitorul nu este cel pe care eu mi-l presupun, ci vine cu o serie întreagă de schimbări, de multe ori greu de anticipat. Și trebuie să fiu pregătit prin a-mi construi scenarii pe care îl numim viitoruri. Ok, deci ideea pe care vreau să vă prezint în continuare este că această gândire strategică, apropo de complexitate, e ca lumina albă. Deci lumina albă aș putea spune că nu există, pentru că de fapt, dacă trec printr-o prismă, ea se descompune și am lumini monocromatice. Așa e și gândirea strategică. Vine gândirea strategică, pun o prismă, sigur, o prismă conceptuală și ea se desparte în gândiri monocromatice. Sunt mai multe gândiri monocromatice, eu am să vorbesc numai de o parte dintre ele pentru că nu ne permite timpul. Și ideea următoare este că toate aceste gândiri monocromatice, simple, modele simple de gândire, ele sunt în același timp în capul meu, în același timp, numai că unele sunt mai importante decât altele. Și dacă unele dintre ele sunt gândiri primitive, adică foarte simpliste și dominante, deciziile pe care eu le iau în viața personală și în viața profesională vor fi cu multe erori. Din nefericire, de aceea am pus și cuvântul educație, din nefericire, educația noastră, întregul sistem educațional, în special în România, în special în țările foste socialiste și în România, a fost și este în continuare de natură, astfel încât noi am primit, prin sistemul acesta formal și informal, cultură, familie și așa mai departe, cele mai simple modele de gândire. Și nu suntem conștienți de faptul că sunt modele mai dezvoltate, mai performante, pe care le avem, dar le avem în cantitate foarte mică, ca să ni le dezvoltăm și când luăm decizii, să le luăm în funcție de ele. Și asta este adevărata nenorocire care a făcut ca în această perioadă de tranziție să nu avem niciun guvern capabil, să vină în fața poporului și să spună strategia noastră pentru următorii 4 ani sau pentru următorii 10 ani este. N-am avut. N-am avut niciun prim-ministru care să facă. A încercat ceva idee, Adrian Năstase, dar de fapt a fost un bla-bla. N-a fost o strategie în adevăratul sens al cuvântului. Problema este de ce? Vă spun eu. Au fost incapabili. Și sunt incapabili. Și asta ne doare cel mai mult. Pentru că
Pentru faptul că sunt ei incapabili, au făcut ceea ce eu spun și studenților mei, uneori chiar vreau să mă cenzurez, dar nu pot și spun, ne-au furat viitorul. În sensul în care generațiile mai tinere nu gândesc că există un viitor pe care să și-l construiască. Și cei care pleacă, pleacă tocmai pentru că și-au dat seama că în alte contexte culturale își pot construi un viitor, iar aici speranțele lor pentru un viitor, un viitor mai bun, nu mai sunt, s-au epuizat. Și asta este drama noastră. Trebuie să spargem cercul vicios al educației și să reintroducem idei prin care transmitem, să zicem, celor tineri, dar e valabil pentru toată lumea, că avem un viitor, dar ca să-l avem trebuie să-l înțelegem, percepția lui, mersul timpului sau cum timpul zboară și în el să putem să ne proiectăm lucruri pe care noi le vrem. Iar în afaceri, sigur, sunt obiectele sau obiectivele strategice pe care noi ni le punem. Asta este ideea. Bun, la o, să zicem, conferință mai amplă, vorbesc despre timp, despre complexitate, incertitudine, noutate, emoționalitate și, mă rog, sunt mai multe aspecte de gândiri monocromatice. Am să mă opresc la timp, complexitate și incertitudine, trei axe care sunt absolut fundamentale, fundamentale. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, încă o dată sunt provocator, dar am rugăminte să mai reflectați, să reflectați la o serie de aspecte pe care vreau să vi le prezint și să vedeți cât de mult este afectată viața noastră de fiecare zi, și cea personală, și cea profesională, tocmai datorită faptului că undeva la aceste nivele de decizie, dacă vreți până în Parlament și la Guvern, oamenii într-adevăr funcționează la un nivel foarte scăzut și cu modele foarte simplificate de gândire care produc erori, erori în viața de fiecare zi. Și culmea este că ei nu-și dau seama, iar mulți dintre noi, vrăjiți de aceste televiziuni și experți și analiști politici, nici noi nu ne mai dăm seama. Încerc, într-un fel sau altul, să vă motivați, să vă motivez să reflectați asupra unor aspecte în această seară. Și dacă mai sunt invitat, sigur, discutăm și alte aspecte. Timpul. Când spun timp, toată lumea se gândește la timpul fizic. Societatea a inventat ceasul, ceasornicul, dar cu aceasta a introdus un timp universal care este un timp liniar și uniform pentru toată lumea. De fapt, de-aia s-a și introdus. În realitate, folosesc imagine și metaforic. Gândiți-vă la ce reprezintă imaginea. În realitate există un timp psihologic, un timp biologic pe care fiecare dintre noi îl trăim și care nu este uniform și nu este liniar. Eu cu studenții mai fac și experimente și rămân surprinși de rezultatul acestor experimente. Deci, și dumneavoastră știți, când suntem fericiți, timpul zboară repede de tot, cu alte cuvinte, secundele devin mai mici, mai mici, iar când suntem supărați, când așteptăm să ne plătim taxele și impozitele, și așteptăm și așteptăm și așteptăm, cum așteptam eu trenul de dimineață care avea 30 de minute întârziere, atunci timpul are altă, să spunem, dilatare. Bun. Iau prima axă, axa timpului. Pe fiecare axă am să iau două, trei modele de gândire, că nu vreau să complic lucrurile, vreau să vă transmit câteva idei să reflectăm. Deci, gândire statică, o gândire monocromatică și le numesc simplificat. Gândire statică, dinamică și gândire entropică cu sensul timpului, sensul spre mai complicat, mai complex. Cea mai simplă, eu le spun primitiv, și după aceea complicăm lucrurile. Gândire statică. Ce înseamnă gândirea statică sau gândirea inerțială? Aduceți-vă aminte de fizică. Acest obiect rămâne aici până când o forță din exterior vine și îl mișcă. Sau, dacă el are o mișcare uniformă și rectilinie, merge la infinit până când o forță vine și acționează asupra lui. Și atunci se naște și o forță inerțială care se opune forții de schimbare. Deci schimbarea nu se poate face oricând, ci numai atunci când forța de schimbare e mai mare decât forța inerțială. Masa aceasta eu pot să o mut, dar dacă masa asta ar fi de aur, poate nu știți, dar aurul este foarte greu, poate că n-aș avea puterea să o mut pentru că forța inerțială ar fi foarte mare.
Bun. Ce spune gândirea inerțială? Spune că tot ce se întâmplă în jurul meu se va întâmpla și mâine și poi mâine și în orice viitor vreți dumneavoastră, în virtutea inerției. Și avem mulți dintre prietenii noștri care atunci când întrebăm, băi, dar ce ai făcut, de ce ai zis sau și așa mai departe, băi, în virtutea inerției. Și de aceea vreau să vă spun că este important să înțelegem acest lucru. Virtutea inerției este ok. Avem nevoie de gândire inerțială pentru că avem nevoie de o anumită securitate personală. Deci, eu când mă duc acasă, dumneavoastră când vă duceți diseară acasă, când mă duc la hotel, când vă duceți acasă și e întuneric și apăsați becul, dumneavoastră sunteți siguri că veți găsi mobila acolo unde ați lăsat-o. Doamne ferește să nu o găsiți. Doamne ferește să hoții să fi dat iama pe acolo și să găsiți cu totul altceva. Că nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. De ce? Pentru că avem nevoie de această securitate. Deci gândirea inerțială este bună. Avem automatisme funcționale. Plecăm, vorbim la telefon, încuiem ușa și pe urmă ne întrebăm, băi, am încuiat ușa sau nu am încuiat-o? Aia nu e o chestie logică, e o chestiune din subconștient făcută pe baza gândirii inerțiale. Problema este cât de mare să fie gândirea inerțială. Că dacă este prea mare, gândirea inerțială, neavând timp în ea, că de-aia nu se produce schimbarea, se opune schimbării. Și când le spui celor din, cu care lucrezi, băi, hai să schimbăm ceva, prima reacție este, dar de ce să schimbăm? Este reacția inerțială. Mergem în virtutea inerției. Teoria mea este, și eu explic studenților, că în 20 și câți de ani suntem de tranziție, la scară istorică am făcut foarte puțin și nu am făcut cât ar fi trebuit să facem, pentru că sistemul educațional românesc ne-a implantat aici o gândire inerțială mult mai mare decât avem noi nevoie. Sigur, studenții spun, Dobrosu, nu e adevărat. Păi este adevărat. Gândirea noastră inerțială este imensă. Este imensă. Și am să vă mai dau și câteva argumente. Exemple de gândire inerțială. Se schimbă denumirea unei străzi. Multă vreme se folosește denumirea veche. La schimbarea unor legi, norme sau regulamente, oamenii încă merg pe ceea ce este vechi. Și e greu de tot să schimbăm anumite lucruri. Și aici, dați-mi voie, aici e ceva care mă revoltă. Mă duc în piață, scot o hârtie pe care scrie 100 și mi se spune 1 milion. Culmea că și prietenii mei îmi spun așa ceva. Și zic, băi, dar nu se poate. Scrie 100. Și lucrul s-a petrecut la 1 iulie 2005, 2018. 13 ani și noi rămânem cu milionul. E cea mai bună dovadă pe care pot să vă dau în această seară de gândire inerțială. Când fac cu studenții, le mai fac o demonstrație. Că îi spun că nu se poate, că n-avem și așa mai departe. La al treilea curs le spun, aici ai stat și data trecută. Și data trecută tot acolo ai stat. De ce? Păi că eu vreau să fiu în față. Nu, pentru că există acest imbolt din gândirea inerțială, din subconștientul nostru. Noi alergăm cu toții după securitatea personală. Și din această cauză nu vrem ca lucrurile să se schimbe pentru că nu le putem controla. Bun, totul este frumos, numai că. Și aici este altă chestiune pentru care sunt revoltat. Când s-a schimbat acest regim politic în România, mă rog, zicem că s-a schimbat, ceea ce nu s-a schimbat și nu s-a dorit să se schimbe au fost valorile. Ori atâta vreme cât tu păstrezi un sistem de valori culturale la nivelul poporului, care a funcționat 50 de ani în socialism și tu vrei să construiești economie liberă de piață, n-ai cum cu valori socialiste. Și am să vă dau câteva exemple simple de tot. Și acum, media și tot acești oameni care sunt plătiți pentru a, cum să vă spun, ne crea percepții greșite nouă, ca să fim în trendul politicienilor, ca să nu folosesc expresii mai vulgare. Și acum media induce în noi idei greșite despre valori fundamentale. De exemplu, competiția. Noi în socialism nu aveam competiție. Se spunea că în socialism nu există competiție, există cooperare, colaborare. Competiția este capitalistă. Vedeți pe ăla cu pistolul. Trage și
cine e mai bun, îl împușcă pe celălalt. Asta e competiția. Păi cum vrei să fii competitiv pe piață? Nu ni se spune, de către toți ăștia care vorbesc fără să știe, că universitățile românești nu sunt competitive. Păi cum să fim competitivi dacă noi nu știm ce e competiția? A fost acum câțiva ani un show la ProTV, Dansez pentru tine. Și uitați mistificarea cum apare. Era masa cu juriu, experți, fiecare era expert în dans, nu putem să zicem că nu erau, veneau și dădeau note, pentru cât de bine interpretau un anumit dans. După care, ProTV-ul băgau clipuri cu chestii emoționale. Cum mama era bolnavă de cancer, cum tatăl era în spital și după care te punea pe tine să votezi. Și întotdeauna votai emoțional. Și atunci, care era competiția? Că până la urmă se dea un premiu pentru cea mai bună pereche. Deci iată cum se induce mistificarea în modul nostru de a gândi. Noi nu știm ce e competiția. Ca să nu mai spun de vremurile când aveam și o copii mici și la școală se dădeau 10 coronițe pentru premiul întâi. Păi ori este unul, ori sunt 10. Dacă sunt 10, noi înseamnă că am desfințat. Și vreau să vă mai spun ceva din teoria mea. Și sportul în România a fost distrus. Conștient. Pentru că este singurul model de competiție sportivă. Gimnastica a fost ultima care a realizat și am făcut-o praf și pe ea. Nu mai vorbesc de fotbal și de alte lucruri. Deci la noi s-a acționat inteligent, din țară, din afară, prin media, prin educație și am distrus ideea de competiție. Și nu vrem să o reclădim. Nu vrem să o reclădim. Pentru că ori de câte ori vorbești de competiție, aoleo, e stres, e nu știu cum și așa mai departe. Cum vrem să fim competitivi dacă nu știm ce înseamnă competiția? Bun, nu mai intru pe alte detalii. Proprietatea privată. Păi, dar noi nu știm ce e proprietatea privată. De ce? Păi cum vreți dumneavoastră ca anumiți actori politici să devină peste noapte super bogați prin proprietățile de stat care le-au fost chipurile privatizate spre ei? Ei neavând niciun merit decât că ocupă anumite funcții politice și au făcut jaf total. Și atunci cum vrem noi să știm ce înseamnă proprietate privată? Păi nu vă supărați. Am avut ocazia să studiez la un moment dat în Statele Unite. Și într-un oraș minunat, Atlanta, pe niște dealuri foarte frumoase, unde casele n-aveau garduri. Numai pajiște. Dar când puneai piciorul pe o pajiște, dacă acolo scria proprietate privată, proprietarul putea să te împuște și nu făcea pușcărie. De ce? Pentru că își apăra proprietatea privată. Iar eu când am împrumutat o carte de la un profesor, scria "This is a property of", aceasta este proprietatea lui. Și eu pun numele pe cărți. Dar niciodată nu m-am gândit să scriu aceasta este proprietatea lui Brătianu. Ideea de proprietate. Și mai sunt și alte valori. Deci noi nu am schimbat aceste valori și ele țin de inerție și de modul în care noi gândim, fapt pentru care ne opunem la schimbare. Iată din cultura noastră. Drăghicescu, profesor de psihosociologie la Universitatea din București. Peste tot și în toate acțiunile noastre nu ne bizuim decât pe momentul de față, neglijăm viitorul. Neglijăm viitorul. Timpul nu se închisește. E fantastic. Caragiale. Cunoașteți cu toții, doar să vă readuc aminte. Iată, farfurii, iată dar opinia mea din două, una, dați-i voi, ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască primesc, dar nu să se schimbe pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Dar să nu se schimbe nimic. Și, bă, știți foarte bine când a fost scrisă scrisoarea pierdută. Eminescu a trăit cel momente de deziluzie și transmitea un mesaj, glosa care e fantastică. Vreme trece, vreme vine, deci timpul se scurge. Toate sunt vechi și nouă sunt toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socoată. Toate sunt vechi și nouă sunt toate. Și noi primim aceste mesaje cultural, acționează subliminal în conștientul și subconștientul nostru și acționăm ca atare, din nefericire. Bun. Gândirea aceasta e, încă o dată, inerțială. Avem nevoie de ea, dar trebuie să fie în cantități mici,
pentru că altfel se opune schimbări. Nu vom reuși să schimbăm nimic în această țară atâta vreme cât gândirea inerțială este supradimensionată. Și doar ca să vă mai dau un argument și pe urmă, nu, că altfel vorbesc despre gândirea inerțială toată seara. În teoria comunismului, se spunea că comunismul este etapa, mă rog, folosesc forțând semantica, cea mai superioară, asta ca să se înțeleagă bine ideea, și că nu este nimic după. Deci am ajuns în comunism, suntem cei mai fericiți oameni din lume. Capitalismul e undeva aici, am trecut de el, socialismul și comunismul. Și atunci, dacă nu mai este nimic după comunism, mintea noastră, de ce să gândească alternative? Stai cu minte în banca ta, că ești în comunism ca și în rai. E veșnic. Nu mai vorbesc și de contribuția bisericii cu veșnicia și așa mai departe. Bun, introducem timpul. Avem nevoie de gândire dinamică, introducem. Dar cum îl introducem? Îl introducem prin fizică în școală, numai că fizica făcută de Newton a fost făcută într-un câmp de gândire simplificat ca să poată să dea soluții la probleme. Cu alte cuvinte, Newton a spus, elimin toate detaliile, mă ridic undeva într-un anumit abstract și în acel abstract consider că avem timp și tot ceea ce se mișcă constituie o anumită dinamică. Deci timpul este o variabilă fundamentală, modelul acceptă schimbarea, deci ne putem mișca în gândirea newtoniană, aplicăm legile dinamicii, numai că sunt legi de echilibru. Cred că am aici, cunoașteți cu toți vestita formulă, viteza este egal cu spațiu supra-timp. Vedeți dumneavoastră, eu mă deplasez de la București la Brașov, dar formula vitezii este aceeași, indiferent că vin seara, dimineața, iarna, vara și așa mai departe. De ce? Că am eliminat toate aceste detalii. Cu alte cuvinte, în această gândire dinamică introduc timpul, modelul se dezvoltă, este bine că înțeleg schimbarea, nu mă mai opun schimbării, numai că aceste schimbări sunt reversibile. Ce înseamnă reversibil? Înseamnă că eu mă pot întoarce de unde am plecat fără nicio problemă. În 1991, unul dintre politicieni, n-are importanță numele, dar un politician care stăte prin închisoare, a venit și a spus, de ce să facem noi Constituție nouă? Și asta e o chestie publică. Noi avem Constituția din 1923, care era cea mai liberală Constituție la vremea respectivă din Europa. O luăm și o punem. Am întrebat și istoricii și mi-au spus, da, Constituția din 1923 a fost o Constituție foarte bună. Dar cum poți tu să tai din istoria unui popor, să zicem 50 de ani, și să dai la o parte? Nu se poate. Istoria nu ai cum să o readuci. Nu mai suntem în 1923. Contextul istoric este total diferit. Cum a fost posibilă această idee? Prin gândirea dinamică. Toți politicienii noștri în acest moment, dacă au trecut de gândirea inerțială, au ajuns la gândirea dinamică de echilibru și s-au oprit aici. De aceea astăzi promit și mâine vin și spun, nu, n-a fost așa. Și schimbă totul. Aduceți-vă aminte de ce Ponta schimba în fiecare zi, spunea baie albă, baie neagră, nicio problemă, și vreau să spunea declarație politică. Odată de la aeroport nu mai ajungeam în București, pur și simplu nu mai ajungeam. Și i-am zis șoferul de taxi, băi, ce se întâmplă? Ce, păi nu vedeți? Doamna Firea este primarul general al capitalei. Doamna Firea a vrut ca să fie o linie liberă pentru transportul public. Și cât transport public este? Zice, păi trece un autobuz o dată la o jumătate de oră. Și restul era gol. Și s-a înghesuit totul pe cealaltă linie. Când s-a văzut că totul s-a blocat, după 3 zile, doamna Firea a zis, am făcut un experiment. Și revenim la zero. Nu revii la zero, că sunt costuri. Asta e cu gândirea dinamică. Deci avem nevoie de ea, dar nu sub această formă. Avem nevoie de gândire entropică. Gândirea entropică, părăște la entropie, care este, printre altele, și o măsură a irreversibilității. Și aici, asigur că o să mă aprecieze în special domnul profesor Florin Munteanu, care e cu complexitatea și cu teoria entropiei. Atenție la următorul lucru. Timpul deja are altă semnificație, are 2 dimensiuni. Dacă aici timpul avea o singură dimensiune, pentru că T se măsoară doar în ore, minute și așa mai departe, dimensiunea cantitativă, aici timpul are sens. Are sens prezent, adică trecut, prezent și viitor. Și este unidirecțional.
Nu mă mai pot întoarce, n-am cum să fiu la 20 de ani, oricât de mult aș vrea să fiu. Sunt într-un proces irreversibil biologic. Ei, în momentul în care începem să înțelegem acest lucru, aici să-l înțelegem, atunci putem să gândim într-adevăr că lucrurile, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, se pot modifica, se pot schimba, cu condiția să intre în procese irreversibile și dacă am început o schimbare, să nu revenim de unde am plecat. În momentul în care actualii guvernanți mă aduc cu gândirea la o gândire medievală sau socialistă, ce spunea ministrul de finanțe, nu? Dăm 5 ani pentru cineva care pleacă în străinătate și limităm legarea de glie. Păi legarea de glie a dat-o Mihai Viteazu la 1700. Deci mă întoarce în istorie. Ăștia sunt politicienii noștri. Deci trebuie să ieșim din această gândire dată de școală. Școala atâta ne-a dat. Ne-a dat inerția și ne-a dat gândirea newtoniană. Nu ne-a dat gândirea entropică. Asta trebuie să ne dezvoltăm noi. Și să înțelegem că ce se întâmplă în jurul nostru sunt procese irreversibile. Biologic, social, antreprenorial. Ce vreți dumneavoastră acolo unde lucrați? Avem procese irreversibile. Și numai așa putem să ne ducem spre viitor sau viitorul să vină spre noi printr-un proces în care nu mai ajungem în punctul de unde am plecat. Întotdeauna sunt costuri și trebuie să suportăm aceste costuri. Gândirea entropică este deci o gândire orientată spre viitor și focalizată pe realizarea unor obiective. Nu poți să realizezi un obiectiv dacă n-ai o gândire entropică. Strategii cunosc acest lucru. Dar noi trebuie să dezvoltăm în tineri acest lucru ca ei să-și propună obiective și să ajungă spre obiectivele pe care ei și le propun într-un viitor prin această gândire. Nu trebuie neapărat să o numească entropică, dar e gândirea care în timp are sens și se bazează pe înțelegerea proceselor irreversibile. Aici e marea diferență și marea dificultate. Și atunci când cineva are în gândirea lui toate cele trei gândiri temporale, dar gândirea entropică domină, deciziile pe care le va lua sunt decizii mai aproape de complexitatea vieții, domnule profesor, și de nevoile de afaceri pe care noi le avem de rezolvat. Stând în gândirea inerțială este comod, dar nu vom reuși să rezolvăm nimic. Povestea că timpul rezolvă este o eroare de gândire. Deci procesele irreversibile, așa cum căldura trece de la un corp fierbinte la un corp mai rece, dar nu trece natural invers, așa se întâmplă și cu celelalte procese. Trebuie să le înțelegem. Irreversibilitatea se măsoară prin entropie. Entropia introdusă în 1865 și fără să intru în detaliu, este ceea ce ar trebui să ne preocupe ca să putem înțelege cât mai mult din cât de complicate, cât de complexe sunt lucrurile și evenimentele din jurul nostru. Gândirea entropică poate înțelege și concepe transformări complexe. Ăsta e lucru de care avem nevoie. Și să le dăm voie tinerilor să înțeleagă această complexitate a lui. Cei care reușesc își construiesc viziuni. Liderii se deosebesc de manageri prin faptul că ei își pot construi viziuni. Și atât, dau un exemplu, regretatul rector Chiriacescu, pe care l-am cunoscut foarte bine și cu care am lucrat foarte bine, a avut viziunea acestei clădiri ca un centru de conferințe internaționale UNESCO. Eram la minister și venea și mă presa să semnez, că erau vorba de bani, de investiții, aprobări și așa mai departe. A avut viziunea, a vrut să facă. Și iată, trăim rezultatul unei astfel de viziuni. Cu alte cuvinte, trebuie să renunțăm la stagnare, că putem, să renunțăm la această idee inerțială pentru că putem și să acceptăm că fiecare dintre noi ne putem construi viziuni așa cum își construiesc și liderii. Un tânăr care are o viziune nu trebuie să plece din România. Dar trebuie să aibă viziunea ce vrea. Dacă el nu știe ce vrea, sigur, se duce în America și acolo viața îl obligă să învețe. Viziunea se referă la o imagine din viitor cu un comentariu explicit, cu alte cuvinte, ce vreau să fac, iar ca o viziune să fie bună, trebuie în primul rând să arate direcția urmată. Ne ducem pe această direcție. Să îi motiveze pe oameni în orice întreprindere. Poți să fii un lider și să ai o viziune, dacă nu și să îi motivezi pe oameni, să-i aduni împreună, să facă un efort suplimentar, că orice schimbare înseamnă un efort suplimentar, nu vei reuși să ajungi la obiectivul respectiv și să alinieze toate forțele, inclusiv cele birocratice, bineînțeles. Am dat aici câteva exemple, aici doar vreau să spun
că până și cei care au lucrat cu Steve Jobs erau îngroziți că în momentul în care el avea o viziune, își punea în cap ceva, nu exista barieră pentru el. Nu exista perete, trecea prin pereți și realiza ceea ce și-a propus. Steve avea o viziune de o forță aproape înfricoșătoare, cineva care lucra cu el. E, nu trebuie să ajungem la aceste viziuni înfricoșătoare, dar să avem capacitatea și încrederea că putem să ne dezvoltăm aceste viziuni. Iată, Cafeneaua Complexității este o viziune. Avem aici autorul, mai mult decât tata, iarăși mi-aduc aminte când eram la minister, că și domnul profesor și colegii dânșilor veneau la mine că vreau să înființeze acest centru la Academie, aveau nevoie de semnăturile noastre, mai ales că la un moment trebuia să vin și UNESCO, UNESCO aparține Ministerul Învățământului și eu am fost foarte deschis atunci și mă bucur. Acum, iată, profit și eu de a fi invitat la Cafeneaua Complexității, a avut această viziune. Și o viziune care continuă și la care sigur că va invita și pe dumneavoastră să participați. Modele cauzale. Trecem la axa complexității. Am terminat cu timpul. Sigur, îi zic complexitate pentru că până la urmă eu vreau să mă apropii de cât de complexă este viața din jurul meu. Și povestea este cum privesc. Pentru că dacă eu am ochelari aici, dacă îmi pun niște ochelari și văd bine, înseamnă că am dioptriile potrivite. Dacă îmi schimb dioptriile, nu mai văd bine. Și ăsta este modelul de gândire. Cum văd eu prin modelul de gândire pe care mi l-a făcut educația? Și aici vă spun o poveste care pe mine m-a șocat. Am avut multe șocuri când am fost în America, că am fost pe vremea când nu știam nimic despre America, că eram în comunism, era un filtru blocaj total și știam și eu de Elvis Presley, de Coca-Cola și de blugi. Atâta. Și am ajuns în America fără să știu nimic despre viața americană. Și la un moment dat, la o bere, împreună cu un profesor, care am relații foarte bune, eu eram glumeț la vremea respectivă, zic, bă, voi americanii ziceți că sunteți eficienți. Dar am văzut ceva la voi care vă arată că nu sunteți eficienți. Și eu imediat, dar ce? Zic, uite, noi, eu trăiam în blocuri la vremea respectivă și în blocurile vechi știți că sunt calorifere de fontă. Zic, eu am învățat că atunci când se produce căldura împreună cu electricitatea în aceeași centrală și se face distribuție centralizată, randamentul, eficiența este mai mare și eu pot să-ți demonstrez matematic din punct de vedere termodinamic că randamentul este mai mare. Și nu văd la voi. Și el se uită la mine așa, ce dar nu trebuie să-mi demonstrez că sunt inginer și știu ce înseamnă termodinamică. Zice, dar, ca american, n-am să accept niciodată cineva din afară să controleze temperatura din camera mea. Problema nu e temperatura din cameră. E cine o controlează. La tine o controlează altcineva. La mine vreau să o controlez eu. Iar cei care am trăit la vremurile respective când se întâmpla să înghețe apa în casă și ni se dea căldură când cineva vroia, de fapt era mesajul că voi sunteți la mâna mea. Și dacă mai vreți, în acele celebre instrucțiuni KGB, de fapt nu erau KGB, era NKVD din 1957, pentru toți ofițerii veniți dinspre Moscova în țările satelite, era o serie întreagă de instrucțiuni. Și una dintre ele spunea felul următor. Și acolo unde găsiți case cu fântâni în curte, aduceți-le apă, rețeaua de canalizare. Și zici, băi, ce chestie! Da, dar apa ți-o dădea când voreau ei. Și asta am învățat-o acum câțiva ani de zile, când s-a pus problema unei ieri foarte grele și trebuia ca noi să plătim mai mult pentru gazele pe care luam de la ruși. Și atunci am aflat și noi, că altfel nu știm, că noi importam de la ruși cam 40% și că totul stătea într-un robinet. E, asta este adevărata problemă pe care trebuie noi să o înțelegem. Și atunci mi-am dat seama cât de mult înseamnă cum gândești. Și cum gândești e în funcție de cum educația în școală, în familie, în societate, în universitate te ajută să-ți dezvolți mai mult sau mai puțin. Mintea mea era mică și dacă am mai crescut puțin, datorită șocurilor pe care le-am avut și acesta a fost unul din șocuri. Și atunci am să vorbesc de gândirea liniară, neliniară și de gândirea sistemică. Câte puțin. Provocare. Nu fac reclamă la Big Mac. Gândiți-vă însă la produse de acest gen. Am făcut greșeala la
un eveniment al Academiei Oamenilor de Știință, unde vârsta este, eu eram tânăr acolo, așa, și am zis, probabil că vă place Big Mac-ul, în mintea mea. Eu mă duc pe la McDonald's, că am educație americană. Și am văzut în sală liniște. Sigur, asta este, am greșit. Când le spun studenților de Big Mac, toată lumea ridică mâna sus și despre ce e vorba. Deci, răspunsuri de la tineri. Ce gust are Big Mac-ul? Sau ceva asemănător? Cine vrea să spună? Complex. Complex. Bun, că suntem la complexitate. Haideți să fac altceva ca să fac economie de timp, că domnul profesor îmi face și eficiență după aceea. Mâna sus, câți dintre dumneavoastră ați mâncat vreodată un Big Mac sau ceva asemănător de la McDonald's sau de la KFC? Mâna sus. Ok, fantastic. Bun. Câți dintre dumneavoastră considerați, apreciați vreodată, că are un gust bun? Mâna sus. Sau că v-a plăcut? Bun, ok. Vă dezamăgesc. Vă dezamăgesc. Big Mac-ul nu are niciun gust. Atenție! Big Mac-ul, ca produs, așa cum îl vedeți, nu are gust. Pentru asta m-am certat mult de tot cu studenții mei. Cu dumneavoastră nu mai am când. Dar iată de ce. Este de fapt un produs făcut din straturi de gusturi. Nu mă refer la gustul lui în gură, mă refer la el ca produs. Ca produs. Deci, aici am un strat care se numește pâine, am un strat care se numește carne și așa mai departe. Straturi. Big Mac-ul este un produs al gândirii liniare. În gândirea liniară pun un obiect peste un alt obiect, fără ca obiectele lor să fie, fără ca natura lor să se schimbe. Și asta e gândirea liniară. IKEA a câștigat piața lumii cu gândirea modulară, având la bază gândirea liniară. Iei pachetul, te duci acasă și le asamblezi. De ce e interesant acest lucru? Pentru că trăim într-o societate cu gândirea liniarizată. Ca să facem diferența, supa de pui. Păi când facem o supă de pui, fierbem împreună legume, carne și așa mai departe. Și vin cu lingura și iau. Pot să spun că în lingura respectivă am numai gust de cartofi sau numai gust de morcov sau numai gust de pui? Nu pot. De ce? Gustul este integrat. Prin fierbere, natura elementelor componente s-a schimbat. La Big Mac nu. Asta e diferența fundamentală între gândire liniară și gândire neliniară. Una din diferențele fundamentale. Ce este gândirea liniară? Iată, imagini de gândire liniară în arhitectură, imagini de gândire neliniară, opera din Sydney, o frumusețe. Și Sopot, iarăși o clădire foarte interesantă, ea se numește Casa Răsucită și este ciudată, într-adevăr, să vezi, dar gândiri arhitectonice care vin să îți arate că se poate și neliniar. Mă rog, sunt metaforice. Pardon. Gândirea liniară. Ce înseamnă gândire liniară este că am o corelație liniară între intrare și ieșire. Orice sistem poate fi sub această formă, am intrări, am ieșiri și aici am un proces de transformare. Luați ce vreți dumneavoastră. Întotdeauna am o intrare și o ieșire și un proces de transformare. Ori de câte ori ieșirea sau efectul este proporțional cu intrarea sau cauza, am o ecuație liniară și spun că este gândire liniară. Dacă procesul este liniar, îl concep liniar, gândirea mea este o gândire liniară. Societățile dintotdeauna au încercat soluții simple și întotdeauna au produs, într-un fel sau altul, transformări ale problemelor neliniare în probleme liniare și le-au dat soluții liniare. Vezi gândirea lui Newton, care este practic gândire liniară. Cu alte cuvinte, avem nevoie de gândire liniară. Problema este cât de mult avem nevoie de gândirea liniară și unde mă opresc ca să trec la gândirea neliniară. Vă spun numai ca să vă provoc, eu sunt profesor, mă rog, sunt pensionat, dar sunt profesor universitar într-o universitate de stat. Și în țara românească, și în Europa, dar în țara românească, profesorii universitari în universitățile de stat sunt plătiți pentru ceea ce ei nu fac. Punct. Conform legislației. Dacă vreți, nu sunt plătiți pentru ceea ce fac. Pentru că ei sunt plătiți pe baza unei gândiri liniare, iar munca de profesor universitar de a învăța este un proces neliniar.
Și atunci ne întrebăm cum să-i motivăm pe profesori. N-ai cum să-i motivezi. Sisteme de măsurare. Tot ce măsurăm, vă duceți la piață, e bazat pe gândire liniară. Temperatura, timpul, greutatea și așa mai departe. Sistemul de învățământ, le spun la studenți și rămân surprinși. Aveți diplome liniare. Puterea unei diplome liniare este mult mai mică decât puterea unei diplome neliniare. O să vă fac diferența după aceea. Deci în România, diplomele și în Europa, diplomele universitare sunt diplome liniare pentru că un student trebuie să treacă prin toate evenimentele. Deci un student care face 3 ani de zile de științe economice are în fiecare an 2 semestre. În fiecare semestru 14 săptămâni de școală, 2 sau 3 săptămâni de examen. Și el trebuie să treacă prin toate ca să ajungă la sfârșit să primească diploma. Cu alte cuvinte, diploma nu îi dă lui capacitatea lui de reflectă capacitatea lui de înțelegere, de cunoștințe și așa mai departe, inteligența lui, ci timpul pe care l-a petrecut în școală. Eu, ca profesor universitar, sunt plătit pe ora fizică, acum sunt plătit la plata cu ora, chiar jignitor, dar asta este, pentru timpul fizic pe care eu îl petrec cu studenții. Ca să nu vă spun că a fost cândva, am fost invitat și la o universitate particulară din București și mi-au spus cei de acolo, prietenești, atenție, că noi filmăm și trebuie să nu pleci de la oră mai devreme decât timpul pe care îl ai. Cu alte cuvinte, gândirea liniară este fundamentală. Sistemul de salarizare bazat. Ăsta e sistemul. Oricine lucrează în sistemul public are la bază un sistem liniar pentru că are un cuantum pe oră înmulțit cu numărul de ore. Punct. Sistemul de democratic. E, aici problema e mai complicată, doar să vă spun că în democrație un vot este egal cu un alt vot, nu contează calitatea, de-aia am ajuns unde am ajuns, și ca atare se numără 1, 2, 3 și dacă avem majoritate simplă să luăm o decizie. Delimitarea benzilor de circulație. Uitați-vă și dumneavoastră. În Brașov nu știu, dar în București, dimineața când vii dinspre, hai să spunem, cartiere spre centru, pe o bandă mașinile sunt bară la bară, cealaltă bară, cealaltă linie este liberă. Seara este invers. De ce? Pentru că soluția traficului a fost și este o soluție liniară. Nu mă întrebați cum s-ar putea altfel. Gândiți-vă dumneavoastră. Forțarea liniarității. Aici este problema fundamentală. Când politicienii vin, eu am ce am cu politicieni și cu Parlamentul României, când politicienii vin și dau legi, punând în aceste legi gândiri simple, simple, cu niște erori imense, bazate pe gândire liniară. Ultima stupiditate, n-am alt cuvânt, ultima stupiditate dată în Parlamentul României într-o primăvară, nu asta, cealaltă, a fost cu numărul de câini la stână, dacă vă aduceți aminte. Și s-a spus așa, o stână care este la șes are un câine, o stână care este la dealuri are 2 câini, o stână care se află în munte are 3 câini. Mai stupid decât tata nu mi-a fost dat să aud. Și am zis, domnule, cine a propus-o a fost un idiot. A avut niște, sigur, chestii personale, interese, era vicepreședinte la Asociația pentru Vânătorii Sportivi, îl deranjau câinii când se ducea la vânătoare. Bun, problemele lui, dar ăia 400 de parlamentari care au votat legea, ce a fost în capul lor? A fost incapacitatea de a gândi. Că nu erau toți vânători sportivi. Bun, forțarea liniarității. În momentul în care un fenomen este puternic neliniar și eu îi dau o soluție liniară, se produc erori grave. Și aici dau un exemplu pentru că am fost implicat în această chestiune. În 1998 am fost invitat ca numit director general în învățământul superior, eram conducător de doctorat la Politehnică la vremea respectivă și mi s-a întâmplat să aplic legislația care era în vigoare, dată cu un an mai devreme, de un ministru care, întâmplător, mai mult decât gândire liniară, nu avea. Și a dat această hotărâre de guvern care spune așa, că teza de doctorat, când este gata, se prezintă în catedră, catedra fiind un grup format din profesori din aceeași disciplină sau discipline înrudite, și se votează dacă teza urmează să fie prezentată public sau nu. Se votează! Aceasta se consideră acceptată în urma aprecierii prin vot deschis. Și vreau să vă spun că suntem singura țară din lume, din întreaga istorie a omenirii, în care știința s-a votat.
Pentru că asta însemna legea ca atare. Adică cum să votezi? Vine cineva cu o idee extraordinară. Einstein, tu nu pricepi nimic și dacă nu pricepi, tu ești împotrivă. Orice teză de doctorat reprezintă, în ultimă instanță, și se presupune că reprezintă, rezultate de cercetare. Și acum fenomene adverse ca urmare acestei stupidități. Eu fiind director în minister și conducător de doctorat, deci știam din propria experiență. Hai să zicem că la Universitatea din București erau profesori la catedra de matematică și o teză de matematică avea votul din partea unor oameni care se mai pricepeau. Dar și acolo, cineva era student până în iulie, devenea asistent universitar la 1 octombrie și vota o teză de doctorat, încă el, persoana respectivă, neavând calitatea de doctorant. Habar n-avea, nimic nu înțelegea și îl trebuia să voteze. Masă de manevră. Pentru cine? Pentru cine vroia, bineînțeles, să controleze voturile. Altă situație, tot la Universitatea București. Erau personalități. Fiind personalități, călătoreau în toată Europa. Și nu se întâlnea kvorum. Neavând kvorum, nu se putea vota. Și stăteau tezele și veneau doctoranții la mine și spuneau, domnul profesor, dar nu mai pot să fiu promovat. Faceți ceva. Păi ce să fac? Voi acolo trebuie să rezolvați această problemă. Deci blocaj total. Și ultima chestiune, universități. Cum e și Universitatea din Brașov sau Sibiu? Catedre de științe. Asta înseamnă matematică, fizică, biologie, chimie. Și vota chimistul o teză de matematică. Care era semnificația votului? Zero. Păi de ce ai făcut asemenea tâmpenie? Pentru că mintea lui nu a putut mai mult. Este forțarea unei gândiri liniare într-un proces neliniar, care este cercetarea științifică. Și atunci am spus domnului ministru Marga, dacă vreți ca eu să rămân în continuare director în acest minister, dați-mi voie să o schimb. A înțeles imediat și mi-a dat voie și, mă rog, a trebuit să mă războiesc cu cei din Parlament, care au zis, cum mă, că anul trecut ați dat una și acum veniți alta și așa e la noi. Dar am reușit să o schimb. Partea interesantă este alta. Mă rog, am schimbat-o. În 99. Sigur că am lăsat ca teza să fie discutată de colegi, dar am exclus votul. Deci discuții. Și bineînțeles, cine vrea pricepe. Că e simplu, nu? Ți-a făcut cineva observații, e ok, mă gândesc, reflectez, dar sunt discuții colegiale, academice. Nu vot ca să blochez. Schimb legea. După 10 ani, de la Politehnic ajung profesor universitar la ASE, București, conducător de doctorat și mă trezesc cu regulamentul intern de doctorat care era conform acestor reglementări, după 10 ani. Și furios mă duc la rector, zic, domnul rector, nu se poate. Eu am schimbat. Da, domn profesor, dar știți, tradiția la noi, gândire inerțială de 10 ani, iarăși care producea blocaj. Și atunci, folosindu-mă tot de legislație, i-am păcălit, că în legislație care avea în vedere și centrele de cercetări de la Academia Română, spunea în cadră sau centru de cercetare. Mi-am înființat un centru de cercetare, prezentam teza de doctorat în centru de cercetare și nu mai votam. Da. Așa, deci se pot găsi soluții, dar ideea este, dacă nu suntem conștienți până unde să folosim gândirea liniară, ajungem cu legii în Parlament, cu salariul meu, încă o dată, salariile profesorilor universitari sunt pe model liniar de acum 100 de ani. Vă rog să mă credeți. De acum 100 de ani. Diplomele noastre liniare sunt de acum, nu știu, 300 de ani. Și așa mai departe. Cum scăpăm de această gândire inițială? Pentru că toate își au consecințe. Și le mai spun la studenți. Mă, niciodată nu o să vă îmbogățiți pe gândire liniară. Pentru că ce faci? Muncești mai mult. Că e proporțional. Totul e proporțional. Ei, și până unde? Dar ca să vedeți până unde merge gândirea liniară intrată în mentalul, în sângele nostru, domnule, în sângele nostru. Le spun la studenți, problemă, un poet scrie 4 poezii în 2 zile, câte poezii scrie în 5 zile? Răspuns, ziceți, 10 poezii. Zic, băi, copiilor, da, poeziile astea le scrii așa după timp? Nu vă gândiți și voi că aici e vorba de talent, aici e vorba de inspirație. Eminescu într-o noapte scria un poem.
sau două poeme și până trecea o săptămână și nu scria nimic. Deci cum poți tu să faci corelația asta mecanică, liniară, pe un proces de creație? Că de aici vine și celălalt lucru. Îi întreb, tu vei fi antreprenor și cum o să-ți plătești oamenii? Prin funcție de orele lucrate. Opa, iar gândirea liniară. Domnul profesor este cercetător. Nu îl întreb cum e plătit, că e plătit pe sistem liniar. Dar ideile nu vin trei idei în fiecare zi. Și atunci, cum îi plătești pe oameni? Cum îi motivezi pe oameni? Deci, problema liniarității este o problemă fundamentală a zilelor noastre și dacă nu o înțelegem și nu le explicăm tuturor celor care vor sau care iau decizii, atunci vom continua cu foarte multe consecințe negative în întreaga noastră societate. Să văd dacă mai am ceva pe aici, că vă mai spun niște povești. Asta este minunată. Poveste reală pentru toți cei care sunteți pasionați de calculatoare. Când eu eram tânăr, calculatoarele erau niște dulapuri mari de tot și erau centre de calcul. Totul era la început și atât de complicat că eu ca profesor nu puteam să scriu un program de calcul. Mă rog, eu scriam, dar cu niște eforturi extraordinare. Și s-a inventat meseria de programator. Deci niște tineri deștepți care iau modelul matematic și îl transformă într-un program de calcul. Cum erau atunci Fortran, Cobol, Pascal și așa mai departe. Bun. Și a venit contabilul. Deci poveste reală. Asta era în America. Și a zis, bun, dar ăsta e ceva nou. Cum îl plătesc pe programator? Și nimeni n-a știut să răspundă. Și contabilul deștept zice, dar ce face programatorul? Păi scrie linii de program. Ok, câte linii de program scrie pe oră? 10 linii. Ok, 10 ori 8, 80 de linii pe zi. Normă! No. Ce s-a întâmplat? Avem aici un expert în informatică, domnul profesor Xandroi. Ce s-a întâmplat? Un program inteligent trebuie să aibă cât mai puține linii respective. În era calculatoarelor cu memorii mici, cu viteză de calcul foarte mici, nu s-au putut crea programe inteligente pentru că salariile programatorilor ar fi scăzut. Și atunci programatorul deștept scria A egal cu B, B egal cu C, C egal cu și băga 100 de linii în plus, care n-aveau nicio logică de altfel funcțională, numai ca să se numere liniile de programare. Și la un moment dat s-au blocat calculatoarele, la propriu. Și au venit oameni de știință, băi, nu se poate, suntem oameni deștepți. Ce s-a întâmplat? Păi programatorii sunt de vină. Noi de ce să? Așa ne plătesc ăștia. A, asta este buba. Și atunci s-a creat un alt sistem de salarizare bazat pe proiecte, pe complexitatea lucrurilor și au putut să deblocheze calculatoarele și să facă programe inteligente. Deci, iată că s-a produs acest lucru. Noi avem diplome liniare, dar de fapt America a descoperit acum 100 de ani la Harvard că se pot da diplome neliniare, inventându-se orele credit. Adică îți dau credit să studiezi nu știu câte ore și dacă vii la examen și știi, este ok. Bun, să trecem acum la... A, asta este fantastică. E preluată dintr-o carte scrisă de Peter Senge, profesor la MIT, celebrul MIT, și el spune așa. Atenție, manageri! În foarte multe cărți veți găsi ideea că o problemă complexă o luați, o desfaceți în probleme simple, dați soluții la problemele simple, le asamblați ca la Big Mac și găsiți soluția inițială. Da, cu condiția, sigur, să nu se schimbe natura problemei. Și el vine și ilustrează acest lucru magnific și spune, mulți își imaginează că dacă tai un elefant, elefantul fiind o problemă complexă, tai un elefant în două, va obține doi elefanți mai mici. Eroare. E magistral. Reflectați la chestia asta. Gândirea neliniară. Vin acum și dau răspunsul la ce am întrebat. Toate procesele biologice, psihologice, sociale sunt puternic neliniare. Procesele demografice sunt procese neliniare. Deci ca să înțelegi ce se întâmplă cu România și cu populația, nu trebuie să numeri numai câți morți și câți copii născuți. Trebuie să mergi mai departe și este o curbă logaritmică. Procesele de creație, v-am spus, și inovare. Dacă îl plătești pe un creator, cum era cu poeziile, atunci n-ai făcut nimic, s-a dus naibii. Procesele emoționale. E, aici este problema. Cea mai importantă problemă în orice organizație este motivarea sau motivația, avem aici un expert, deci motivarea resurselor umane. Păi motivarea se face pe baze emoționale și nu pe baze liniare, iar emoționalul este neliniar. Înțelegem bine, nu înțelegem, salut. Marii gânditori
au putut să facă diferența. Marii generali de armată au putut să facă diferența. Napoleon, geniu lui Napoleon. Când Napoleon a ajuns general de armată, soldații pe front trebuiau să facă gălăgie să se învioreze, să-i sperie și pe ceilalți și scriau: Vive le roi, trăiască regele. Dar ei nu știau ce e regele, niciodată, erau țărani, niciodată nu l-au cunoscut pe rege. Și problema era să mor pentru cine? Pentru cineva pe care nu-l cunoști. Și atunci Napoleon a scris: Vive la France, trăiască Franța. Păi Franța era grădina lui, Franța era casa lui, Franța era pământul lui. Motivarea era cu totul diferită. Deci asta înseamnă să înțelegi diferența. Stresul și oboseala. Din păcate, mulți nu înțeleg diferența. Stresul se acumulează, dar se acumulează nelinia. Și dintr-o dată ai picat. Dintr-o dată procesele de schimbare. Domnul profesor Alexandru mă invită, chiar vineri am să fiu la primul curs, de schimbări organizaționale. Și încerc să le explic studenților de la master că avem nevoie de schimbare, că schimbările se pot face, dar trebuie să înțelegem că schimbarea este în primul rând irreversibilă și este neliniară. Îți trebuie eforturi fantastice ca să o pornești și după aceea să știi cum crește și crește și care este sensul lor exponențial. I-am întrebat pe studenții următorul lucru și am zis că o să-i găsesc în așa fel încât, zic, e prea simplă problema, zic, dar o încerc. Zic, vă rog frumos să-mi desenați pe o axă, pe două axe. Aici am greutatea și aici am timpul. Și vreți să slăbiți. În special mă gândeam la domnișoare. Și astăzi suntem aici și aveți această greutate. Vă propuneți peste câteva luni de zile când vine vara și vă duceți la baie, nu? Undeva aici, hai să zicem peste șase luni de zile, să aveți o anumită greutate. Vă rog frumos să-mi ilustrați cum va varia greutatea corpului dumneavoastră. Cei mai mulți studenți mi-au tras o linie treaptă. Ca și cum în fiecare zi slăbești cu același număr de grame. Absurd. Să trăim într-un sistem biologic. Sistemul biologic este neliniar și atunci slăbirea, cine a făcut, știe că se produce altfel. Dar gândirea noastră este atât de impregnată de liniar încât nici nu ne dăm seama. Asta este adevărata problemă. Să ne dăm seama că există și altceva. Așa, am zis cu gândirea neliniară. Procese neliniare. Deci orice corelație vreți dumneavoastră între intrare și ieșire, dar ca să nu fie o linie dreaptă, este corelația neliniară. Domnul profesor mai îmi spunea mai devreme despre efectul Pareto, nu? 20% efort și ajungi la 80% efect. Asta este o chestiune de neliniară. Sigur, demonstrată statistic, dar sau, cred că am aici, cea mai cunoscută corelație neliniară, care este povestită ca să înțelegem neliniaritatea, se referă la un fluture. Fluturile dă din aripi la New York și generează un taifun la Tokyo. Cu alte cuvinte, dacă suntem suficient de deștepți, cu eforturi mici, putem să obținem rezultate foarte bune. Dar pentru asta trebuie să înțelegem cauzalitatea neliniară, că altfel nu putem să facem. Vrem ca noi ca societate să ne dezvoltăm mai repede? Putem, dar nu putem prin legi liniare. Trebuie să dăm legi care să ne stimuleze să avem trasee neliniare, să putem accelera. În linearitate nu poți să accelerezi. Deci, legea lui Pareto. Oamenii nu înțeleg, dar dumneavoastră puteți să faceți și următorul experiment și probabil că l-ați făcut. Când vă faceți cafea sau ceai, puneți un termometru care rezistă la apă. Și o să vedeți când apa se încălzește, cum crește temperatura, cu mercurul respectiv sau ce aveți dumneavoastră în termometru, crește. Și la 100 se oprește. Și aici apare întrebarea. La 100 de grade, temperatura nu mai crește, apa continuă să primească căldură și întrebarea este de ce nu crește temperatura. Păi nu crește pentru că acest flux termic pe care îl primește apa conduce la un alt proces de transformare de fază. Apa se transformă în abur. Temperatura rămâne constantă. Deci am trecut de la liniar la neliniar. Vreau să vă spun că e greu să înțelegi acest lucru, deși e un fenomen cu care ne întâlnim în fiecare zi. Poveste reală.
Pe vremuri când trebuia să facem cercetare, eram obligat să facem cercetare, am mers și eu, eram la politică atunci, la combinatul siderurgic de la Călăraș. Și, ce să vezi, o hală mare cu toate ferestrele distruse ca după război. Și am zis, băi, ce s-a întâmplat? Foarte simplu, când a făcut combinatul, ca românul care gândea la vremea respectivă, ca și acum, au tăiat ce era mai important. Dintr-o oțelărie electrică la sfârșit, rămân niște reziduri care sunt incandescente și astea trebuiau preluate automat și duse într-un spațiu special. Pentru că erau japoneze și costau foarte mult, au fost tăiate și a zis, băi, avem tractoriști, se rezolvă problema. Vine tractorul, ia rezidul, îl ia și-l aruncă afară într-o groapă. Simplu! Da, dar noaptea aia ploase, tractoristul a luat rezidul incandescent și l-a aruncat în groapa plină cu apă. Tot ce a fost incandescent a transmis căldură la apa, că s-a făcut un capac la apa de acolo, apa s-a transformat din apă în vapori, o picătură de apă își mărește volumul de 1000 de ori când se transformă în vapor și s-a produs explozie. Noroc că era noapte și că nu erau oameni în jur. L-au distrus tot. De ce? Pentru că nu s-a gândit, n-avea cum să se gândească că mintea lui nu putea să facă diferența între cele două procese. Cernobâlul este la fel. A fost explozie mecanică, apa din reactor, datorită, mă rog, unor situații care au fost, s-a transformat instantaneu în abur. O tonă de apă, vă imaginați, transformată, mărită de 1000 de ori, totul a zburat. A fost explozie mecanică, dar pentru că în interior era combustibil nuclear, s-a transformat într-o catastrofă nucleară. Interesant este că au fost specialiști în fizică nucleară care le-au spus celor care coordonau și care erau general de securitate, opriți experimentul, că era un experiment. Și au zis, cum să oprim dacă este trecut aici în planul nostru, nu? Cum? E semnat aici. Și, deși li s-a spus să-l oprească, nu l-a oprit și s-a ajuns la catastrofa nucleară. E aceeași chestiune. Mintea nu le-a permis. Asta este ce vreau să vă spun. Întrebarea care mi se pune întotdeauna când vorbesc de astfel de lucruri, zice, bine, domn profesor, și cum măsurăm neliniarul ăsta? Păi nu o să-l măsurăm cu kilogramul. Trebuie să găsim întotdeauna altceva de măsură. Și dau ca exemplu cum se măsoară seismele. Seismele nu sunt liniare și se măsoară prin o serie de curbe de tip exponențial, bazate, sigur, pe o serie întreagă de experiențe și așa mai departe. Deci se poate. Dacă se poate aici, de ce să nu se poată în salariul meu, în salariul altuia și așa mai departe? Diplomele liniare. Deci am zis că noi suntem pe diplome liniare. Din 1905 la Harvard University s-a introdus creditul oră și s-a introdus neliniaritatea. În sensul în care îți dau credit ca tu să înveți pe lângă cursul meu și în funcție de ce îmi știi la examen, eu te trec. Fapt pentru care eu, într-un program de masterat, care în medie era programat pe 4 semestre, eu l-am luat într-un an de zile. Și nu pentru că eram cel mai deștept, că americanii nu sunt împiși să muncească atât de mult cum munceam eu, ci pentru faptul că legislația mi-a permis. Am dat toate examenele ca și colegii mei. Dar am beneficiat de aceste credite și de legislația ca doctoratul internațional era de 5 ani, l-am dat în 3 ani. Din nou, nu pentru că eram deștept, ci pentru că aveam presiune de tip, aveam viză, trebuia să mă întorc în țară și am muncit imens. Dar sistemul legislativ mi-a permis acest lucru. Și studenții americani primesc diplome neliniare, fapt pentru care în America, dacă te duci acum, se găsesc tineri la 15 ani care sunt studenți. Iar la 20 de ani veți găsi deja profesori universitari. Nimeni nu mai spune copii precoce, genii și așa mai departe. E normal. E normalitatea lor. Au descoperit neliniaritatea. Noi suntem încă departe de acest lucru. Nu, tot aici rămân la american cu salariile. Vă să mă întrebați și cum scăpăm de salariile liniare. Prin negociere. Deci un profesor poate să primească un salariu în funcție de imaginea pe care el are, în funcție de evaluarea studenților, în funcție de contract de cercetare pe care îl duce, în funcție de cât publică și se iau niște criterii. Și în funcție de aceste criterii, eu ca profesor când mă duc la universitate, primesc un anumit salariu pe care îl negociez. Fost sau mai mult sau mai puțin decât un alt profesor. Eram acolo când s-a adus o somitate pentru că trebuia să se deschidă un nou program și pentru că somitatea era somitate și trebuia să accepte, i s-a dat cel mai mare salariu din facultate, mai mare chiar decât al decanului,
I s-a cerut numai 2 ore pe săptămână să predea și în rest să facă ce zicem noi acum, public relations. Adică să transmită vorbă că acolo se petrece ceva nou și să atragă oamenii spre cercetare, spre doctorat și așa mai departe. Și el a pus câteva condiții. Cea mai frumoasă secretară, cel mai spațios birou și a și motivat. Eu dacă vreau să-i aduc pe japonezi aici la întâlniri internaționale și vrem să avem cercetare cu ei, trebuie să am și eu aici o secretară frumoasă, un spațiu ca atare și așa mai departe. Deci acestea sunt negocierile și toate sunt neliniare. Înțelegem acest lucru, putem să progresăm. Nu înțelegem acest lucru, mergem în continuare cu ceea ce am avut până acum. Gândire sistemică. Nu insist aici pentru că lucrurile sunt foarte complicate, dar un singur lucru vreau să-l subliniez. Toată educația noastră este bazată pe ideea că avem o variabilă care intră într-un sistem și variabila care se modifică la ieșire. O singură variabilă. În viața reală, în orice organizație, în ceea ce faceți dumneavoastră ca proiecte mai complicate, să zicem în fiecare zi, sau le faceți un proiect așa, zicem, că vine Crăciunul, sunt mai mulți factori. Iar partea și mai dificilă este când mai mulți factori au și efecte contradictorii. Cu alte cuvinte, un factor duce la creștere și un factor duce la descreștere. Iar mintea mea trebuie să lucreze cu amândoi și să încerce să, mă rog, să-și imagineze rezultatul contrariilor care sunt. Și asta înseamnă gândire sistemică. Din păcate, cu excepția unor domenii inginerești, unde se predă teoria sistemelor și optimizări și unde apar astfel de gândiri, în rest nu avem. Eu n-am întâlnit în ASE gândire sistemică până acum. Nu există niciun curs de teoria sistemelor, de gândire sistemică și de lucruri care să complice. Totdeauna sunt simple. Uitați-vă și dumneavoastră la ce s-a întâmplat cu România. A venit Dragnea la televizor, a luat o cariocă și a scris: mărim salariile cu atâta la sută, tai de aici, fac și aici. Totul era bazat pe o gândire simplificată, de aritmetică, liniară. Păi nu vă supărați, economia nu este liniară. Economia este neliniară. Și dacă cineva nu înțelege acest lucru și nu înțelege că economia poate fi constrânsă și structurată pe baza legilor stupide pe care le au în Parlamentul României, atunci trăim fenomenele pe care le trăim, din nefericire. Asta e cu gândirea sistemică. Deci trebuie să învățăm că în viața reală sunt mai multe variabile, se influențează reciproc, multe au efecte contrarii și trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a le pune împreună. Când doi se ceartă, nu trebuie neapărat să amplificăm conflictul. E managementul conflictelor. Trebuie să putem să facem în așa fel încât să ajungem la o situație în care să reducem conflictul. E, asta înseamnă să gândești altfel. Asta e cu teoria sistemelor și mai e ceva, raportul din întreg și parte. Cine e mai important? Partea sau întregul? Mâna sau întregul corp? Și aici asigur că dumneavoastră cunoașteți o serie întreagă de povești. Modele funcționale. Gândirea deterministă, gândirea probabilistă, gândirea haotică și incertitudinea. E, aici e și mai greu pentru că, într-adevăr, ne apropiem de acest... de ce am prezentat pe axa complexității neliniarul? Viitorul întotdeauna ne va duce probleme mai complexe decât prezentul. Și va fi întotdeauna o gândire neliniară și o gândire sistemică. Mergând în continuare... mai mult decât atât vreau să vă spun... Că în gândirea strategică, de ce a căzut socialismul? A căzut pentru că economia era bazată pe linearitate. Dumneavoastră știți cum se făceau planurile cincinale? Planurile cincinale se făceau prin extrapolare. Și se spunea așa, apropo de curba, era exact invers. Se spunea cu cât a crescut producția de boabe de grâu la hectar anul trecut? 2%. Păi punem 2,5%. Și trăgeau o linie. Și spunea peste 5 ani va fi atâta. Gândire liniară. Adică depărtare de viața reală cât cuprinde, mai ales când e vorba de agricultură, de vreme și așa mai departe. Deci gândirea, și mulți zic, domnule, planificarea făcută de, aveam vorba cea dita mai Consiliul de Planificare Economică și așa mai departe, le aveam, nu le aveam, erau greșite. Deci gândirea strategică nu are nimic de a face cu liniarul. Bun, gândirea deterministă, probabilistă, certitudine și incertitudine. Suntem educați și ființa umană are nevoie de certitudine. Noi vrem să știm ce se va întâmpla, că se va întâmpla și așa mai departe. Avem nevoie de această securitate personală. Noi suntem ca ființe umane, nu numai în România, dar ca ființe umane, suntem
adversari incertitudinii. Incertitudinea înseamnă incompletitudine din punct de vedere al cunoștințelor, al informațiilor pe care avem. Se va întâmpla, nu se va întâmpla, că se va întâmpla și așa mai departe. Deci toată educația noastră este bazată pe evenimente certe. Și aici apare paradoxul. Cred că nu am slide și vreau să spun paradoxul care e foarte interesant. Deci am să iau intervalul de la 0 la 1, că probabilitățile sunt între 0 și 1. Aici este cert, probabilitatea 0 înseamnă că nu se va întâmpla fenomenul. Când probabilitatea este egal cu 1, se va întâmpla fenomenul. E, noi asta trăim. Trăim deterministul, ceva când totul este clar, bine programat, bine structurat, bine planificat, cu informații complete și mintea noastră poate să dea soluții. Dar viața reală este aici, cu probabilitatea mai mică decât 1 și mai mare decât 0. Deci toată educația noastră este dată pentru două situații de limită, educația, și viața reală ne cere așa ceva. Viitorul se află aici pentru că nu știm ce va fi în viitor. Sunt lucruri probabile și noi nu suntem capabili. Iar când apar și elemente de tip evenimente rare, vezi crizele economice, vezi cutremurile de pământ sau alte astfel, să zicem, catastrofe, noi nu avem reacții, nu suntem pregătiți pentru că toată pregătirea noastră, încă o dată, s-a făcut prin aceste lucruri de limită. Ceea ce e un paradox. Bun. Certuri și incertitudine. Cum ni se aduce nouă ideea de certitudine? Păi învățăm fizică. Legile lui Newton. Păi legile lui Newton țin de determinism. Întotdeauna viteza se calculează cu formula care v-am dat-o. Întotdeauna avem legea inerției, întotdeauna avem, și așa mai departe, legile dinamice. Avem legi în chimie, avem legi, avem formule matematice. Ele rămân valabile. Deci există un domeniu întreg în care avem aceste certitudini care țin de niște esențe. Dar viața noastră socială, organizațională și individuală și proiectată într-un viitor, totul ține de elemente de incertitudine. Poate cineva să-mi dea un exemplu de certitudine din viață, din viața socială sau? Zici cineva ceva. Ziceți mai tare. Moarte. Nu e cert. Nu știu când voi muri, nu știu cum voi muri, nu știu unde voi muri și nici din ce cauză voi muri. Deci iată cum și acest eveniment care are o componentă de certitudine că se va întâmpla cândva, are asociat o serie întreagă de elemente de incertitudine care țin de problema pe care vreau să vă prezint. Deci noi învățăm toate aceste legi și avem impresia că dacă le extindem la tot ce facem, mecanicist, rezolvăm problemele vieții. Nu este așa. Aveam o discuție mai largă cu domnul profesor pe acest. Paradoxul educației noastre este exact ce v-am spus eu. Suntem educați pentru două situații de limită, de determinism. Avem nevoie de determinism. Suntem aici ca un rezultatul unui model de determinism. Un program făcut de domnul profesor cu mult timp înainte, infrastructura, participanții, eu și așa mai departe. Dar întrebarea este până unde mă duc? Că dacă mă duc cu determinismul în incertitudine și dau soluții pentru incertitudine, înseamnă că am forțat realitatea. Ordine și dezordine. Legat într-un fel de incertitudine și certitudine este ordinea și dezordinea. Și legat de asta, sigur că se află și entropia, pentru că măsoară, printre altele, și gradul fie de ordonare, structurare, dar și gradul de dezordonare, în funcție de cum mă plasez sau haosul pe care îl avem. De aceea entropia este foarte important și în teoria complexității este un element cheie. Managementul a fost creat, deci managementul când a fost creat să pună ordine în dezordine. Pentru că la vremea respectivă, când Taylor a gândit managementul științific, se lucra zi-lumină, productivitatea era mică, eficiența era mică și oamenii munceau după fiecare după cum știa. Și a venit Taylor, care era inginer mecanic, și a luat din inginerie o serie de
lucruri structurate și le-ai introdus în management. Și prin asta, de fapt, el a pus ordine în dezordine și a crescut productivitatea și în final, sigur că s-a redus programul de lucru, nu în timpul lui, dar după el, la un moment dat, de la 10 ore la 8 ore. Problema care se pune este următoarea, până unde intri cu această ordine, pentru că măsura în care din dezordine faci ordine, se reduce entropia. Managementul militar este managementul care reduce entropia aproape la zero. Într-un management cu entropie zero nu ai creație, nu ai inovație. Astăzi, fără inovație, ești mort. Nu ești competitiv. Deci trebuie să dai drumul la inovație. Ca să dai drumul la inovație, trebuie să relaxezi într-un fel această ordine într-o organizație, să lași puțină dezordine care să stimuleze mintea să creeze. E, nu toți sunt capabili, pentru că mulți când ajung pe anumite poziții de tip managerial, ei vor control total. Asta este o boală. Uitați-vă la liderii noștri politici, ca să mai dau nume, o boală, ei vor să impună controlul lor peste tot, în tot ceea ce noi facem. A venit acest idiot de la finanțe și a zis, 5 ani și până te muți într-o altă țară. Păi, de o conștiință incredibilă, numai să lansezi această idee și îți dai seama, nu de, de stupiditatea în sine și vreau să pun într-o lege. Doamne ferește, da. Bun, gândirea deterministă, deci cu alte cuvinte, noi suntem obișnuiți ca să avem cauzalitatea clară, dacă A influențează B, B influențează C, A influențează pe C. Asta o învățăm în școală. 2 și cu 2 fac 4 în orice condiție, orarul este orar, mersul trenurilor, mersul avioanelor și așa mai departe. Până și legislația încearcă să introducă ordine în dezordine, numai că în legislație nu avem un determinist total, pentru că l-avem pe judecător. Și el judecă. Judecă ca Dragnea să nu facă închisoare, dar altul care a frat o găină să facă închisoare. Dacă am dat și nume. Așa. În continuare, avem nevoie de gândire deterministă în știință și tehnologie. Ceasul nu ar fi ceas dacă nu ar fi determinism. Da. Și mașina când o conduc și dau volanul la dreapta, vreau să o ia la dreapta. Avem nevoie de determinism. Dar până unde mă duc cu el în fenomenele sociale, în fenomenele istorice, în fenomenele organizaționale? Și asta e o problemă la care trebuie să răspundem, mai ales că în viitor lucrurile nu pot fi determinate de astăzi. Nu pot să-mi impun eu ca peste 5 ani producția de boabe de grâu la hectar să fie atât. Și până să o raportez tovarășului X. Vă mai provoc o dată un proverb? Un proverb? Fiecare popor își are conducătorii pe care merită. Ne dați un proverb, domn profesor? Nu, stai, un proverb. Ascultați de bătrâni, țara care nu are bătrâni. Să și cumpere. Sau să și păstreze dacă i-are. Frumos. Dar să nu-i vindem. Da. Și de la o doamnă, un proverb? Cine se scoală neață, departe ajunge. Ok. Cine s-a păcurat pe altuia, departe ajunge. Proverbele fac parte din cultura noastră. Deci noi prin cultură învățăm că dacă cineva se scoală dimineață, ajunge departe. Ajunge într-adevăr departe? Da, dar noi învățăm acest lucru și asta am vrut să subliniez și dumneavoastră să reflectați. Cultura prin proverbe ne transmite, sau mai bine zis, contribuie la acest determinism. Ați auzit de legile lui Newton. Legile lui Murphy. Că legile lui Newton sunt deterministe. Legile lui Murphy sunt, de fapt, niște observații statistice. Felia unsă cu unt s-ar putea să cadă astfel încât covorul care este foarte scump nu, să fie murdărit. Mă rog, sub diverse formulări. Legile lui Murphy, nu cele traduse în limba română, că ele au fost traduse determinist. În originalul lor sunt probabiliste. S-ar putea. Deci cine se scoală de dimineață în această gândire ar putea ajunge departe. Și prin asta ne apropiem de realitate. Deci ai șanse, dar nimeni nu ți le garantează. Când spui cine se scoală de dimineață departe ajunge, e determinist. Încerci, aplici proverbul și zici, băi, lasă-mă cu proverbele că nu se aplică. Și iată cum, o înțelepciune, nu o putem valorifica pentru că e pusă în forme neadecvate deterministe. Forțarea gândirii deterministe, impunerea prin legislație, suprareglementare.
Vreau să spun că am lucrat cu legi, am fost în minister, am făcut hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, am participat la legi. Avem o supra, ne călcăm pe picioare în legislație. Eram la minister și le spuneam tuturor, băi, dacă vreți să mă băgați în închisoare, puteți oricând. Pentru că orice semnătură de-a mea poate fi contestată pe baza legii. Luați legea educației de acum, este cârpită atât de mult încât oricine ar semna pe baza legii educației de acum greșește. Adică poți să-i găsești greșeală. De ce? Pentru că multe articole sunt conflictuale și ca atare legislația nu este o legislație care să răspundă unor cerințe, este supra-reglementare. Asta este parte interesantă, de exemplu, ordine și dezordine. Noi suntem obișnuiți, când ne luăm carnetul de șofer, să dăm examene obișnuiți, pentru că legislația ne cere acest lucru. Deci întâi îți iei carnet de șofer și pe urmă conduci mașina. În istorie întâi a apărut automobilul, ai condus automobilul și abia după aceea, la un anumit timp, a apărut primul cod rutier. De ce? Pentru că au apărut accidentele. Prima lege dată, și asta e foarte interesantă, prima lege dată în trafic a fost această lege a stegulețului roșu, care a fost dată în Marea Britanie, când au apărut mașinile cum au avut, culmea că a stat în vigoare aproape 30 de ani, și care spunea așa, pentru că vine un monstru care poate să producă accidente, în fața lui să meargă un om cu stegulețul roșu să-i avertizeze pe trecători. Nu mai vorbesc că atunci nu erau, să zicem, benzi de circulație și așa mai departe. Sigur că legea avea alt miez, pentru că toate companiile care pierdeau prin această competiție au vrut, de fapt, să vină și să limiteze viteza de deplasare la cât putea să meargă un om 5 km pe oră. Dar ideea este interesantă. Când ea a fost dezordine, s-au produs accidente, au venit oameni și au zis, domnule, să punem ordine și problema este câtă ordine să pui. Că de-aia faci 10 ore de aici până la Suceava, mergând pe drumurile țării, nu? Sau o zi întreagă până la Timișoara. La noi în țară sunt multe legi și regulamente care împiedică dezvoltarea organizațională. Pe de o parte avem gândirea inerțială, dar pe de alta parte avem legislația. Nu pot, domn profesor, că stau de urmă cu studenți. Nu putem, domn profesor, pentru că legea cere. Deci trebuie să fim foarte atenți. Aceste gândiri primitive, prin acești oameni primitivi, au fost introduse în legislație și ne guvernează ani de zile și dacă noi nu suntem în stare să cerem și să facem în așa fel încât să le schimbăm, murim cu toții cu aceste legi de gât. Consecințe ale gândirii deterministe. Șocul cultural la contactul cu gândirea probabilistă americană. E fantastic. Eram trăit în comunism pe gândire deterministă 100%. Eu nu eram bucureștean, eram căminist și regula spunea că la cămin întotdeauna se fac cereri, întotdeauna în toată lumea cererile sunt mai multe decât locurile din cămin și trebuie să fie un criteriu. Criteriul era profesional și am venit în perioada în care se respecta criteriul profesional. Am fost șef de promoție și știam că eu nu am probleme cu căminul. Vine toamna, sunt primul pe listă, am loc la cămin. Gândire deterministă. Mă duc la americani și am cerut și eu câteva luni de zile înainte un loc la cămin, gândindu-mă, tot în stil românesc, că e mai ieftin. Ceea ce nu s-a dovedit a fi, dar mă rog, am zis cămin. Unde? Într-o capitală. Atlanta era capitală de stat. Când m-am dus, guvernul nostru, ca și acum de altfel, n-avea grijă de oameni. Nu mi-a dat niciun ban, nici măcar un dolar. Eu n-aveam voie să am dolar, că la vremea respectivă era interzisă valuta. Și mi-a zis, îți vor da ei. Numai că ei, care m-au întâlnit în New York, mi-au dat exact pentru o noapte transportul la Atlanta și au zis și un 10 dolari acolo pentru buzunar. Și vei primi bani acolo. Numai că ajungeam acolo vineri la amiază, banii se primeau prin bancă, băncile erau închise și banii, de-abia luni, puteam să primesc primii bani. Deci eu cu 10 dolari trebuia să trăiesc. Da? Aveam loc la cămin. Mă duc acolo, zic eu sunt brătianu, să uită pe liste, ce da, nu sunteți, nu aveți loc la cămin. Scot scrisoarea, domnule, dar am trimis-o, uite, am primit răspuns de la dumneavoastră, nu aveți. La care am avut un șoc, mi-a căzut fața, la propriu, cred că m-am îngălbenit. Erau studenți acolo și a dat seama că am o problemă emoțională, ce probabil că nu știți cum s-a procedat. Nu știu. Ce păi noi avem o loterie pusă pe calculator. Avem mai multe cereri, le punem pe calculator și dumneavoastră nu ați fost norocos. Ce să vă fac? Și eu ce fac? Deci asta e problema dumneavoastră. Șoc cultural. Când zic educație, la asta mă refer. Nu neapărat cursuri de etică. Mă refer cum o societate te pregătește pentru un anumit viitor. Iată cum studenții acolo
au introdus loteria ca să-i obișnuiască, la vârsta lor, cu ideea de noroc. Noroc. Ai sau n-ai noroc. Și n-am avut noroc. Și când am zis eu ce fac, zice, asta e problema ta. Deci eu nu mă gândisem la alternative. Iarăși o altă greșeală. Deci este fantastic acest lucru, diferența între gândirea deterministă și cea probabilistă. Reacția studenților. În 1989, cei din generația mea știu că noi aveam așa numită repartiție guvernamentală. Deci era lege. Lege care spunea că în România nu există șomaj. De ce nu există șomaj? Pentru că legea spunea, ai diplomă, ai un loc de muncă. Că ai, până la urmă, și chestia asta cu ai carte, ai parte. Toată lumea vroia să aibă copiii la universitate, să aibă diplomă și să aibă un job. Numai că, eu am terminat Politehnica și inginerii se duceau în orașele mari, unde erau fabrici, uzine, centrale și așa mai departe. Matematicianul de la universitate, păi profesorul de matematică era oriunde în țară. Și atunci erau trimiși oriunde în țară. Medicii, trimiși oriunde în țară. Și erau furioși pe noi și în 1989 a zis, noi suntem revoluționari, terminați o dată cu legislația, să mă trimite guvernul unde vrea el. Mă duc unde vreau eu. Era Petre Roman acolo ca să scape de ei, dar bineînțeles. Și au anulat această reglementare. A venit anul și au luat diplomele și n-au găsit de lucru. Vă aduceți aminte că totul era o dezordine totală. Și au luat la minister și a zis, păi am diplomă. Păi și ce dacă ai diplomă? Păi dați-mi loc. Păi cum să ți-l dau când tu ai cerut să desfințăm? Legea, într-un fel sau altul, era model determinist. Când s-a desfințat legea, s-a trecut la piața forței de muncă, probabilist. Iar ei nu aveau gândirea formată. Acum, studenții noștri trec prin târguri de joburi, fac aplicații, fac internship și nu sunt atât de speriați de faptul că termină facultate și nu au unde să muncească. Dar atunci, sperietura a fost extraordinară pentru că a fost șocul între o gândire și o altă gândire. Reacția oamenilor la ideea de eșec în business. Românul care este antreprenor și o dă în bară, zice, știam că așa o să mi se întâmple. Rar sunt oamenii care au curajul să înceapă din nou. Americanul zice, ok, s-a întâmplat, e normal. E normal. Să învăț ce n-a mers și merg mai departe. Atitudini total diferite. De ce? Noi avem gândire încă deterministă, americanul are gândire probabilistă, care este învățată din familie, din societate și din școală. Cerințele celor care oferă granturi. Nu vă supărați, am avut granturi europene pentru 2 ani de zile. Te întreabă de la început ce rezultate vei obține. Păi, Doamne, cum să spun eu ce rezultate vei obține din cercetarea mea? Da, dar altfel nu te finanțează. De ce? Pentru că ei vor să meargă pe risc zero. O tâmpenie. Unde? La Bruxelles. Asta e Uniunea Europeană. Nu vă supărați. Normarea muncii în învățământul superior, deja v-am spus. Norma de profesor universitar este liniară și deterministă. De ce eu nu pot să am programe de masterat? Că am vrut să fac. Programe de masterat în care să vină studentul ca la un magazin și să spună, eu am dimensiunea la pantaloni atâta, mă duc pe raft, iau blugi, pun pe mine și e ok. Vreau cursul ăsta, vreau cursul ăsta și vreau cursul ăsta. Așa făceam în America. Aveam un catalog și mergeam cursurile. Eram coleg cu dumneavoastră acum, mă duceam la alt curs, eram cu alți colegi și așa mai departe. Pentru că acolo era gândirea probabilistă. Era o altă negociere de salariu. Aici eu trebuie să am studenți. N-am studenți, n-am salariu. Și ca să am studenți, toți studenții trebuie să urmeze aceleași cursuri. Rare ori că sunt două cursuri puse în paralel și se mai numesc opționale. Deci nu putem să scăpăm de consecințele negative ale. Cum vrem să fim competitivi? Deci am un profesor, introduce un curs de complexitate. Păi da, îl introduce, am te lasă Aracisul. Aracisul care în ultima instanță vine și cu liste. Gândire deterministă. Ai cursul ăsta, bine, nu-l ai, îl scoți. E ceva incredibil. Am căzut în modul de a gândi, cu, nu știu, 50 de ani cel puțin în urmă. Reflectați. Gândirea liniară și gândirea deterministă sunt folosite ca rezistențe la schimbare și sunt preferabile în contexte de management clasic, deoarece le permit stabilitate, predictibilitate și control. Control ușor. Din cauza aceasta, politicienii reduși la minte, cei care ne conduc astăzi, nu vor să schimbe nimic și să ne lase pe noi să mergem spre neliniar, spre entropic, spre probabilist. De ce? Pentru că ei nu ne mai pot controla. Ei vor să ne controleze. Cum ne controlează? Prin mijloacele primitive
pe care mintea lor le percepe. Și acesta este adevăratul, adevăratul necaz al nostru, al românilor acum. E greu să-i convingi. Trecem la gândirea probabilistă. Tot ce e în societate este probabilistic, tot ce e viitor este probabilistic. Nu știu ce va fi în viitor. Orice extrapolare a prezentului poate să fie o eroare. Probabilitățile matematice care au la bază o procesare a frecvențelor de producere a evenimentelor le numim probabilități obiective. Aici apare o altă problemă în care iarăși profesorii care predau și în curs de teoria probabilităților nu fac diferența. Una este formula matematică și alta este percepția. Cum percep eu probabilitatea unor evenimente. Pentru aici apare problema în afaceri în special și în ceea ce vrem să facem în particular când vorbim de oportunități. Toată lumea vorbește de oportunități. Oportunitatea este psihologică. Pentru mine este o oportunitate și vreau să încerc, e un risc pe care mi-l asum. Cineva care este fricos consideră că nu este o oportunitate. Dimpotrivă, poate să fie ceva pentru el cu un risc mult mai mare și nu îl acceptă. Cum facem această educație să putem înțelege oportunități? Dacă noi nu înțelegem oportunitățile pe care le avem, nu ne putem dezvolta. De aceea nu putem să ne recuperăm banii europeni, de aceea nu facem infrastructură și multe alte lucruri. Nu vedem oportunitățile care sunt, le spun la studenți. Păi, puteți în noaptea asta să vă îmbogățiți dacă vedeți oportunitățile care plutesc în jurul nostru. Sunt, dar trebuie să le simți. Ca să le simți, trebuie ca mintea să-și dea drumul și să gândească altfel decât gândirea deterministă. Regulamentele, revin la ele. Mă obligă regulamentul universitar să le spun studenților din prima zi cum le dau examenele. De ce? Ca determinist el să știe. E o greșeală. Am dat examene în America în felul următor. Zice, sigur, program de masterat de tip științific. Aveți o ceașcă cu cafea în mâna dumneavoastră, cafea. Și o rotiți așa cât puteți de repede. Descrieți matematic suprafața liberă a cafelei din ceașcă. Ce se întâmplă în momentul în care rotești foarte puternic? Imaginați-vă, se formează un gol. Deci suprafața liberă nu mai este plană, ci are așa. Să-i dai soluția. Asta era problema. Problema așa cum este, face parte din categoria problemelor prost formulate, pentru că este incompletă, n-are date. Și nu are soluții. Ca să aibă soluții, tu trebuie să o transformi într-o problemă bine formulată, adăugându-i informații, făcând ipoteze. Presupun că. Deci, această problemă nu avea o soluție. Fiecare gândea în felul lui și pe profesor îl interesa cum gândim. Și eu am gândit și eu. Domnule, dacă eu sunt atât de deștept și îmi dezvolt capacitatea să rotesc axial simetric, groapa asta care este, va fi axial simetrică. O tai cu un perete și în loc să am trei dimensiuni, am o curbă, două dimensiuni. Și curba îmi generează volumul. Deci dacă eu mă descurc cu curba, după aceea pot să-mi creez volum. Am redus de la 12 ecuații la o treime din ecuații. Pe urmă am zis, dacă o rotesc uniform, dispare accelerația unghiulară. Și atunci mai tăiam niște termeni. Și dacă o rotesc în așa fel încât să fie constantă în timp, nu am iarăși alte accelerații și dispar termenii derivate de timp și mi-am simplificat, am găsit o soluție și am comentat. E, ăsta este un alt tip de gândire. Dacă eu le-aș da studenților mei, m-ar spune rectorului că mi-am bătut joc de ei, că sunt tâmpit și așa mai departe. Altă problemă. Vine profesorul și spune, tot la un master, am 25 de studenți. Scaune de acestea ne dă text, era mai rare fiate în orice caz, și zice, aveți 3 ore și aveți 20 de probleme. 1. Nimeni nu le poate rezolva. 2. Unele sunt grele, unele sunt ușoare, dar eu nu vă spun care sunt grele și care sunt ușoare. 3. Dacă rezolvați o problemă grea, obțineți multe puncte, dacă rezolvați o problemă ușoară, obțineți puține puncte. Nu vă spun câte puncte obțineți pe fiecare problemă. Și în final, cum vă notez? Corectez toate lucrările, o iau pe cea mai bună, îi dau 100 de puncte și vă compar cu cea mai bună. 3 ore, mintea mea a stat să discearnă problemele dificile de cele mai puțin dificile, care iarăși o chestie de percepție, nu știai cât timp îți ia, te duceai pe una grea, nu știai dacă o rezolvi sau nu o rezolvi, pierdeai tot timpul,
Te duceai la alea ușoare, făceai două, trei și ziceai, doamne, să cumulezi niște puncte, dar nu știi câte puncte faci și pe urmă te gândeai, băi, și dacă am un geniu între noi și le rezolvă pe toate, eu prin comparație cu el nu pot. Și atunci tot spica. Deci, iată modalități clare introduse în educație prin care mintea noastră gândește altfel. Și noi putem să facem așa ceva. Dar atâta vreme cât mie mi se cere să spun exact studentului cum îi dau examenul, să descriu și așa mai departe, sunt blocat. Mai sar peste chestiile astea, dar nu pot întotdeauna pentru că este regulamentul. Trebuie să-i spun studentului ce să citească, din ce carte, de la pagina cutare la pagina cutare. Mai lasă-l pe student să umble pe internet, mai lasă-l pe student să se ducă într-o bibliotecă, lasă-l să caute, a căuta informația face parte din educația noastră și din a gândi. Da, da, a gândi altfel. Probabilist găsesc sau nu găsesc. Bun. Percepția. Aici e o chestie foarte interesantă. Cine a citit Lebăda Neagră, o carte minunată, profesor de statistică matematică, care povestește că trebuie să înțelegem și această curbă a normalității, distribuția normală. Vedeți dumneavoastră, mi se aplică și nouă. Aici este media și totul se judecă pe medie, pe colectiv. Aici este votul democratic, aici se întâmplă toate fenomenele și unul singur nu poate să le schimbe pe toate pentru că e masa, masa. Și când se votează, se votează uitând despre centru. De aceea am făcut afirmația la un moment dat că toți conducătorii noștri din universități sunt mediocri, nu în sensul de proști, ci mediocri, pentru că noi îi votăm. A, altă tâmpenie, am uitat să vă spun. Democrația introdusă în universități a fost instrumentul prin care s-a distrus învățământul superior. Unul din instrumente. De ce? S-a introdus liniaritatea, votul democratic, în probleme profunde liniare. Rectorul trebuie ales pe bază de criterii, de performanță și nu prin vot democratic. Îl plac sau nu-l plac. Bun. Aici suntem. Mediocristanul. Mediocristanul înseamnă ceea ce se întâmplă în rutină. Ceea ce mișcă lumea, asta spunea profesorul Nassim Taleb, autorul cărții și eu sunt de acord cu asta, se produce în extremistan. Evenimentele care pot schimba lumea. iPhone-ul. iPhone-ul nu se putea produce aici. iPhone-ul s-a produs aici. Steve Jobs aici aparținea. Bill Gates aici aparținea. Cei care au format Google aici aparțineau. Zuckerberg cu Facebook aici aparținea. Extremistanul. Nu aici. Și mai e ceva foarte interesant. Când votezi, trebuie să ai minte și imaginea celui pe care votezi. Pe vremuri, când era mai tânăr și se vota, de exemplu, în Consiliul Decanul, am zis și eu, băi, dar care este imaginea robota decanului? Nu de alta, dar să am o imagine și eu să votez în concord. Ce-i cere bunui decan? Să știe, să facă... Cel care conducea. Domnule profesor, dar noi ne cunoaștem. Nu e nevoie să mai spunem de cum trebuie să fie un decan, că noi știm cum trebuie să fie un decan. Să trecem la vot. Bun. Astea sunt formulă de manipulare prin care suntem în continuare manipulați. Interesant este că asta a fost gândirea americană. Aici vreau să mai spun la curba asta ceva. Mă apropii de sfârșit. Iar ceva foarte interesant. Că noi nici măcar nu avem imaginea celui care este în extremistan. Pentru că cuvântul star, vedetă, a fost inventat de americani. Și este în cultura americană. Ei dacă votează, ei iau starul. Că e star de la Hollywood, că este... Și așa mai departe. Filmele, le vedeți și dumneavoastră. Superman. Superman nu înseamnă 100 de oameni, înseamnă unul. Și este extremistanul. Noi nu avem star. Noi nu avem vedete. Noi avem mediocrități. Mediocritatea. Bun. Interesant, un profesor, Domino. Eram la sede din Japonia. Care a lucrat foarte multă vreme pentru Honda. Era șeful departamentului de creație de la Honda. El zice că el a avut și ideea cu airbag-ul, care acum e peste tot. Bun. Și el a venit și ne-a prezentat ceva despre Honda și a prezentat exact aceeași idee, mă rog, din alt punct de vedere. Și a zis, în viața curentă, tot ceea ce este logic se produce aici la mijloc și se creează rutine, algoritmi și așa mai departe, iar în zona de aici este zona care se răstrânge pentru că sunt cei care sunt singulari. Dar singularii sunt cei care au idei și pot crea progresul. Vrei inovare? Te duci aici.
Vrei logică de rutină? Te duci aici. Fantastic. Logic exists in the center. Și aici, original opinion. Deci, japonezul. Hofstede a creat o serie de indicatori pentru cultură. Aici vreau doar să spun că el a introdus un indicator care se numește evitarea incertitudini. Indexul de, cu alte cuvinte, din 100 de oameni, câți oameni au tentația să evite un moment de incertitudine? Din nefericire pentru noi și fostele țări socialiste, la noi gradul de evitare a incertitudinii este foarte mare. Ceea ce înseamnă că noi fugim de incertitudine. Domn profesor, eu vă mulțumesc că ați făcut efortul să fiți. În momentul în care tentația este să eviți incertitudinea, n-ai cum să fii antreprenor. Pe mine o face să zâmbesc toți cei care, acești guru care vin și ne spun antreprenorial, să facem antreprenori, universități antreprenoriale, forget it. Până nu schimbăm cultura organizațională, nu schimbăm cultura noastră, să dezvoltăm apetitul pentru risc, lărgirea gândirii probabiliste, nu vom reuși să avem antreprenoriat în masă. Vom avea 2-3 care sunt mai nebuni, dar în rest nu vom avea. Percepția riscului, pentru că și aici este o problemă. Riscul este perceput diferit. Iată un celebru profesor, care a primit și premiul Nobel, a făcut următorul experiment cu colegii lui. A zis, vă dau 200 de dolari, dăm cu moneda, aruncăm cu moneda în sus. Dau 200 de dolari celui care ghicește pe ce parte cade o monedă aruncată în aer. Dar, dacă acesta nu ghicește, îi va da lui Samuelson 100 de dolari. Cu alte cuvinte, eu îți dau dacă ghicești 200, iar tu dacă pierzi îmi dai 100. Evident că este asimetric și făcând calcule economice, probabilistic vorbind, în avantaj ești tu. Nimeni n-a vrut să joace acest joc cu el. De ce? Pentru că percepția negativului, a emoțiilor negative, sunt mai puternice decât percepția pozitivului. Nu e atât câștigul cât e pierderea. Și atunci când luăm decizii, mergem pe aceste elemente de tip emoțional. Și e foarte interesant de risc și percepția riscului și mai ales când vorbim de viitor și de a ne construi niște obiective. Psihologic, frica de a pierde este mult mai puternică decât dorința de câștig. Și acum, domn profesor, 2 minute și cu asta închei, facem un joc frumos cu toată lumea, dar vreau să știu dacă cineva cunoaște acest joc sau nu, pentru că atunci îl rog să nu participe. Monty Hall este un nume, era un showman, a avut la televizor acest show pentru câțiva ani, s-a bucurat de mare succes și este extrem de simplu. E bazat pe gândire probabilistică, vreau să-l jucăm cu toții pentru că este foarte frumos și durează efectiv câteva minute. Eu sunt moderatorul, eu sunt Monty Hall și aici, în spatele meu, eu sunt pe scenă, în spatele meu sunt 3 uși identice. Jocul e simplu. În spatele unei uși se află o mașină mică, în spatele la fiecare din celelalte 2 uși se arată câte un țap. Ai ghicit ușa cu mașina mică, pleci cu mașina mică. Simplu, toate simplu. Toți dintre dumneavoastră sunteți participanți. Sigur că în joc e unul singur, eu vă consider pe toți participanți. Atenție însă că jocul are 2 faze. În prima fază îl întrebe participant ce ușe alegi, după aceea trec la faza a doua. Pentru a simplifica lucrurile, pentru că nu are nicio importanță privind rezultatul și numai ca să vă explic după aceea, să presupunem că dumneavoastră care jucați, alegeți ușa de aici și spuneți, în spatele ușii se află mașina mică. Ce fac eu, Monty Hall? Asta e faza a doua. Mă duc la celelalte 2 uși și deschid una din ele. Ce vede toată lumea? Un țap. Problema s-a schimbat. Au mai rămas 2 uși. În spatele unei uși este o mașină mică, în spatele celelalte uși este un țap. Și acum vine întrebarea și vă întreb pe dumneavoastră. Rămâneți la alegerea inițială sau vă schimbați alegerea? Și eu să-mi permit să vă și întreb de ce. În primul rând, mâna sus, cei care își păstrează alegerea inițială. Așa? De ce o păstrați? Pentru că oricum am un 33% șansă să fi ghicit din prima, mi se încrește proporțional șansa să ghicesc în a doua, pentru că una dintre ușe se scoasă din ecuație. Bun, dar în a doua e 50-50. 50-50, dar 50-50 mai mult decât 33%. Ok, dumneavoastră? Intuiția. Cine era aici cu mâna sus? Așa? Oricum e 50-50 și atunci...
Ok. Mâna sus atunci cine își schimbă, să zicem, alegerea și vrea ușa cealaltă? Mâna sus. Mai atât? Parcă... Păi nu, aici nu e că mă abțin. Eu nu erați toți cu, cum ne-a zis la prima. Bun, de ce vă schimbați? Da? Așa, de ce? Din curiozitate, adică. A, din curiozitate. E, aici apare, aici e jocul. Este percepția riscului. Și atenție, când se calculează riscul, vorbim de evenimente. Ceea ce vedeți dumneavoastră, la prima vedere, sunt trei evenimente. Una, două, trei. În realitate nu sunt trei evenimente, sunt 9 evenimente. A, n-am dat... asta era pe, era pe calculator și mi-a scăpat. În orice caz, vă pot explica în felul următor, rapid de tot. Am deșters, n-am deșters. Nu e deșters, dar mai e o parte de dată. Da, ideea este în felul următor. E vorba de modalitățile în care pot să aranjez. Și am trei variante. Îmi pun aici mașina mică, mașina, îmi pun aici țapul și îmi pun țapul. Mut mașina mică la mijloc și aici am un țap și aici am un țap. Pun mașina mică aici și aici am un țap și aici am un țap. Mi-am zis că asta este alegerea mea inițială. Ce se întâmplă? Deschid ușa de aici. Deci deschid ușa de aici. Dacă păstrez gândirea inițială, câștig o mașină. Dacă îmi schimb alegerea, am pierdut. Merg aici. Dacă îmi păstrez gândirea inițială, pierd. Dacă mi-o mut, aici o deschid pe asta, bineînțeles, pentru că întotdeauna deschid o altă ușă, câștig. Aici sus, dacă mi-o păstrez, pierd. Dacă mi-o mut, am să deschid ușa de aici, dacă mi-o mut, câștig mașina. Și acum numărăm. Evenimente favorabile, una, două, dacă schimb. Evenimente favorabile, dacă nu schimb, una. Deci probabilitatea de a ghici, schimbându-mi alegerea, e de două ori mai mare decât probabilitatea de a rămâne. Și în asta constă frumusețea, percepția riscului. Și acum am să închei. Gândirea strategică trebuie să includă lucrurile de care v-am spus și care țin de puterea complexității. Gândirea entropică în timp, gândirea neliniară și sistemică pe complexitate, probabilistică că în viitor e probabil, gândire creativă pentru că sunt soluții noi și trebuie să crezi și mai e ceva, gândire pozitivă. Trebuie să am încredere în mine. N-am încredere în mine, să duce naibii tot viitor. Și modelul de gândire. Aici este o metaforă în care am vrut să vă arăt următorul lucru. Dacă gândirea mea este dominată de modele simple și modelele simple sunt acestea, este inerțial sau static, liniar și determinist, suprafața triunghiului de aici îmi arată mie cât de mult pot să înțeleg realitatea. Imaginați-vă că avem un geam care este tip triunghiular și privim afară. Aia e realitatea pe care o văd. Modelul meu de gândire atâta poate. Îmi dezvolt modelul de gândire și mă duc sus în timp, mă duc sus pe neliniar și vin aici spre probabilist și cresc suprafața prin care eu văd aceeași realitate. Și le spun studenților, gândiți-vă că sunteți la parter și priviți pe geam. Realitatea. Urcați acum pe clădire și vă uitați tot acolo. E aceeași realitate, dar o percepeți diferit și o percepeți mai bine. Asta înseamnă gândirea strategică. Să integrezi aceste componente care țin mai mult de viața reală, de complexitate, și punându-le împreună să poți să te duci pe viitor. Dacă gândești determinist, dacă gândești liniar, dacă gândești inerțial, nu ai cum să te duci în viitor și să mai ai și succes. Și acum ce înseamnă o strategie punând împreună toate acestea? Gândirea strategică inițială a fost gândită ca o gândire de extrapolare a prezentului și a zis, domnule, eu mă duc spre, aici sunt în prezent, pardon, aici este scopul pe care mi-l propun peste 4-5 ani de zile și aici am strategia. Deci eu îmi fac un plan. Și planul devine planificare strategică, mă țin de acest plan și obțin obiectivul. Greșit. Pentru că în timp lucrurile se schimbă, sunt într-un anumit context și dacă nu țin seama de schimbări, nu se mai potrivește ce știam eu cu ceea ce se întâmplă pe drum. Și atunci trebuie să țin cont că timpul vine spre mine, sunt elemente de noutate, de schimbare și apare o componentă emergentă. Și atunci împreună componenta emergentă și strategia concepută la
început, prin integrare, mă ajută să ajung la scopul pe care mi-am propus. Și asta este gândirea. Să nu ne fie frică, să ne propunem, dar să avem libertatea, flexibilitatea pe parcurs să integrăm elementele de noutate, introducem în strategia inițială și facem în așa fel încât să ne atingem obiectivele pe care le-am propus. Asta este o carte pe care am publicat-o în 2015, din păcate s-a epuizat, Gândirea strategică, și aici sigur că am foarte multe exemple, foarte multe povești, o carte de 300 de pagini, nu știu, poate pe la o bibliotecă sau pe internet, poate o mai găsiți cumva, merită pentru cultura noastră. Și eu, bineînțeles, vă mulțumesc pentru atenție și domnului profesor pentru invitație. E greu de imaginat o pledoarie pentru cafeneaua complexității mai profundă decât asta. Le mulțumesc celor de pe internet care ne-au urmărit până acum. Închei cu următoarele cuvinte ale lui Brâncuș, care spunea un lucru fundamental: simplitatea este o complexitate rezolvată, dar înțelegând prin simplitate nu simplist, ci esență. Esența nu se transmite, esența în proces de formare a minții capabilă să decodifice complexitatea. Iar pentru asta au fost, începând cu 1918, începând cu, nu, chiar puțin mai înainte de, la începutul secolului de trecut, a apărut ceea ce se numește Peano, au apărut niște germeni de gândire care au clădit instrumentele care concretizează tranziția de la liniar la neliniar, de la simplu la complex. Noi am avut sisteme complicate, nu complexe. Deci noi până acum toată gândirea asta a fost complicată, nu complexă. Dar avem instrumente specifice, adică știința începe de unde se poate măsura. Acum știm să evaluăm, nu calitativ, ci cantitativ. Și pentru asta s-au luat, de exemplu, Prigojin, probleme de emergență, da, în economie, în viu, în sociologie, dacă vreți, a luat premiul Nobel, în termodinamică, departe de echilibru. Departe de echilibru, ceea ce înseamnă entropic, da. Da, deci în spate sunt, da, mai mergem mai departe și cu asta chiar închei, că nu vreau să încep eu acum, dar ideea de bază este extrem de importantă. La un moment dat, tot un proverb spune: de ce ți-e frică, nu scapi. Și apropo de intuiție, acum constatăm în fizica cuantică că în anumite trăiri ale observatorului modifică sistemele neliniare. Apare ceea ce Drăgănescu al nostru spunea, introdeschidere, interacțiunea între minte și materie. Deci noi am făcut acum încă trei salturi dincolo de asta. Și România are toți oamenii care au creat drumul. Avem înaintașii care au determinat drumul, de la Unicescu și până la Lupașcu, Basarab Nicolescu, ortofizica lui Drăgănescu, sunt așezate de asemenea manieră când ne duc în ceea ce Drăgănescu a scris la ultima lui carte, Societatea Conștiinței, singura care înseamnă omul lucid, deja cu un alt tip de înțelegere, pe care îl avem ca și manual, ghid. Păi dacă îl avem, e carte tipărită de Academia Română, Societatea Conștiinței, care integrează o stare interesantă între Orient și Occident. Noi nu suntem nici NASA, nici Tibet. Noi le putem integra pe amândouă, făcând nu o țară model, că nu mai avem pe cine să urmărim și modelele, ați văzut că nu sunt potrivite pentru cultura noastră, dar putem face un model de țară pentru societatea conștiinței. Cam asta încercăm să discutăm și de asta avem nevoie și de aia săptămâna viitoare avem o altă întâlnire tot aici și mă bucur că sunt și studenți, pentru că data viitoare, noi din două în două săptămâni facem niște cursuri ce înseamnă informații și entropie, ce înseamnă teoria haosului în sensul matematic al cuvintului, al noțiunii, pentru că, din păcate, noi am topit cărțile de teoria haosului, care au apărut în perioada înainte și tovarășa aici, acum, adică noi avem teoria haosului, nu există. Și încă paradigma controlul haosului, e contradicție în termen, dacă haos e și controlat sau controlabil, nu, aveți mașina de spălat cu generator haotic. E mașina de spălat cu aplicația teoriei haosului în controlarea fenomenului de cavitație, pentru a face curățenie bună prin fenomenul de cavitație. Da? Deci avem o disponibilitate extraordinar de mare. Și mai avem ceva, ne-au luat tot. Nu mai avem sol, apropo de proprietate, nici sol, nici subsol, de ce nu ne poate lua? Mintea. Suntem urmașii gânditorilor de la Hamangia. Hai să fim, nu truditorii de pe plantație, și să apucăm să facem un model. Dar pentru asta avem nevoie de interacțiune între generația noastră și generația noastră. Dar trebuie să ne întâlnim. Și pentru că nu ne întâlnim decât la ore, n-are sens. Pentru că la ore suntem în gândirea liniară. Și atunci tot încercăm. O bau o cafenea, bau o școală de vară, o școală de noapte, o facem de 30 de ani. Vine străinătatea la noi, dar greu luăm studenții noștri. Și păcat.
ținem cursul în străinătate, suntem lăudați în străinătate și la noi acasă venind nu avem sala goală. Acum trei întâlniri am fost singur la cursul ăsta de complexitate. V-am spus o dată la doi ani, la două iterații și am fost singur. Am ieșit afară și am mai găsit doi și un tânăr aici care a venit accidental și acum văd că vine sistematic. Nu se poate. Nu-ți dă nimeni, Dumnezeu nu spune în desagă, nu? Trebuie să ne implicăm și noi. Și spune așa, și asta apropo de toleranța la incertitudine, creșterea capacității de a suporta incertitudinea este un training. Că spunea, de exemplu, unul din oamenii care stau și generează ceea ce se numește cursuri de complexitate, această pregătire a minții pentru a putea opera coerent cu asemenea situații, spunea un lucru foarte interesant. Dacă la un curs de complexitate nu pleci confuz, înseamnă că nu ai fost atent. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc pentru geația tineri. Am pus în țară de... da. Complexa și confuzi. Cursul, păi da, apropo de ce zicea dumneavoastră, că cafeneaua nu a complexității, cafeneaua complexatului, nu? Vă mulțumim încă o dată pentru cei care ne-ați urmărit pe internet. Peste două săptămâni ne întâlnim la ultimul eveniment din acest an. După care, probabil undeva după jumătatea lui ianuarie, vom reîncepe, vom anunța pe pagina centrului. Veți găsi înregistrarea respectivă și acum o găsiți pe internet la pagina noastră a Centrului de Studii Complexe, dar o veți găsi peste 3 zile sub format Full HD în pagina respectivă Complexity, CSC România pe YouTube. Dacă dați România YouTube și pur și simplu CSC România, CSC România într-un cuvânt, veți găsi toate înregistrările din 2011 și până acum. Și veți vedea câte personalități deosebite au ceva de spus și câte am putea învăța informal, non-formal și nu obligatoriu curricular. Mulțumim!